Păi eu încerc să o bag în garaj mie, dar nu pot, mă. Bă, dar ce cu cine e omul ăsta? E bebe bre. Ah, stai, are chestia cap și mă desfă. Bagulă. Acum vreau și să încerc să... Mă, Aolo, de bă, nu ce ți la asta voiam să-i dau. Bă, de ce de faci, mă, burnout cu mașina pe aici? Am făcut toți. Care toți? Eu cu niște băieți. Păi cine v-a dat voie să Toți, am faceți aici? făcut și eu, na, îmi recunosc că am făcut și eu. Păi să faceți burnout din ăsta și nebunii, mergeți de aici și faceți unde vreți voi, dar nu aici. Aici trebuie să fiți exemplar de cuminți. Înțelegeți? Fără să faceți probleme, fără să faceți scandal. Băiatul ăsta cine e? Că pare nou. Băi, asta și am vrut să te întreb dacă poți într-o mafie. Ești nou? Băi, da. Ia o Cum e cu mine. Hai să dăm Am drumul vrut și să la, intru și mafia, pe da. YouTube, băieți, la live. 3, 2, 1, Ce facem? bum. Suntem live pe YouTube aici cu băieții. Suntem live pe YouTube, băi, băiatule, Nu băi, știu să vedem dacă ce mai zice avem lumea bani pe să stai YouTube. aici la clinica asta mare. Stai așa, băi, stați așa că trebuie să deschid asta, cred că l-am deschis bine, nu? Ne bebe, Și ia zi, Arad e într-un cum te oraș? cheamă? Pe mine, zic. Pe tine, da. Frigider mă cheamă. Frigider! Așa mă cheamă, Mamă, frigider ce nume zis. de bombardier ai, nebunule! Auzi, băi, că-l cheamă frigider! Frigider cu salam în el. Brei, eu am mai fost, dar știi că ți-am zis. A cui salam, brei? Da, mă, stați liniștiți. Bună seara! Ce mergi, mă, așa? Salut, salut! A, de aia mergi, mă, și ești frecat? Canesu! Nu. Clap angry! Freaca, freaca! Nu. Dar ce cu motorul ăla? Merge bine? Si le dă, mergeți cu el? Da. Da, putem să mergem în locul de accesibil. Înțeleg. Băi, cu drogurile cum ai stat? Ați mai făcut ceva bani? Ne-a bebe, putem să facem ceva? Băi, fiți atenți aici, cine nu are, liniște, cine nu o să aibă până la sfârșitul săptămânii, azi ce zi e, luni? Nu? Da. Deci da. Până vineri, cine nu are mașina Mercedes-ul la Brabus de 60.000, făcută MOV, nu mai are, nu mai are ce căuta aici la casă. Ați auzit? Vă arăt eu mașina să... Nu mă interesează... MOV! Băi, ascultați-mă aici bine. Până vineri nu mă interesează cum faceți 60.000. Banii se fac în 2 ore, ești nebun la cap. E treaba voastră, până vineri. Vineri, când vă prind aici la casă, vă controlez pe toți de mașini. Sâmbătă vă controlez un și tot așa. Cine nu are mașină, nu mai primesc aici până nu și-o cumpără. Țineți minte ce v-am zis, că eu nu glumesc. Bine, domnule. Strângeți banii de la jafuri, că o să mergem imediat să dăm jaf. Strângeți banii de la jafuri, băgați în bancă. Eu am fost la 2 jafuri și n-am primit bani. Păi eu ce să-ți fac dacă n-ai fost aici? Banii s-au împărțit. Dacă te-a arestat poliția, dacă n-ai mai ajuns, dacă te-ai dus în altă parte. Am avut ceva treabă și n-am mai putut. Păi na. Eu am mașina, dar nu am MOV. Am fost la muncă și... Dar nu-i problemă, trebuie să veniți să vă luați banii. Asta este e numărul 1. Dacă nu e MOV mașina? Afară! Am avut și probleme cu... Dar nu-i problema asta, dar na. Nu pot să stau să dau bani așa fiecare când are timp. Se dă jaf, la o jumătate de oră, o oră, maxim ne strângem și se dau bani. Cine e acolo primește, cine nu, aia e data viitoare. Și unde ne strângem? Aici la casă? Bă, de obicei da, dar au fost și în alte locuri, ne-am strâns și în alte locuri. Tocmai de aia, că dacă ne strângem aici, lumea care e mai bombaloi ca și ea, după ea vine direct aici cu poliția după ei, vin direct la casă. De asta... Te scuze că te încurc. Bebe e numele meu, taci un pic, zi. Nu e nimic dacă mașina nu e MOV. Păi o faci MOV, asta am zis. Până vineri toată lumea își cumpără Brabusul ăla de 60.000. E 63 sau ce recoare, ce 63 cu 93 cât e? Nu prea am timp de 4 ori, chiar că vrei să spui aici bine, dacă nu, ține la tine și aia. Păi și trebuie să vorbești între 4 ori, asta poți să întrebi pe oricare de aici. Îți vând eu pistol, mă, dacă vrei. Am și eu. 70.000. Poți să zic și eu ceva? Da, așa. Tu, Ilie, mai ieftin și zici și tu, da.
N-ar fi mai ok să mergem să le facem toți la fel. Ce? Asta am zis și eu mănâncă. Culoarea, mergem toți vine și facem toți la fel. Cine n-are bani, da. Aplici ce ai zis. Eu am făcut-o. Nu, e mă că nu trebuie făcută MOV, trebuie să fie aibă aceeași culoare. Să fie un MOV așa mai deschis și ai. Sau un MOV de ăsta mat. Dar unde-i toată lumea? Numai pe aici, Eric, prietenul nostru, unde? Mai sunt și pe la plantație, mă. Uite-l acolo, acum a venit. Pe stație mai intră cineva? Da și voi pe stație să vină lumea acasă. Haideți la casă, toți. Ia uzi. Hai că mai sunt băieți. Da, bună-i. Mai sunt băieți, mă, mai sunt băieți, băieți. Ioi. Ce mă? Am ceva la mine. Băieți, dăm și noi un like acolo. Cine? Cine? Ce sunt? A, da, asta nu mere băgat. Hai să vă spun din mașină. Poftim? Ce frecvență? Eu nu pot să zic acum, trebuia să știi până acum, că nu știi înseamnă că nu ești informat deloc. Sile, stai să-ți dau cea. Cât e asta ția? Mai auzi mă ce am zis mai devreme. Ce dai cu vă zic la fiecare în parte? Colegii sunt despre stație. O să bag? Da, da. Hai la casă că vă chemați. Dar nu știu cu ce te ajută. Ia uite, ți le trage din două țigări, ești nebun. Am joint-ul și asta e așa la mișta. Hai să mergem la, la Jaf, mergem? Haide. Merge, merge. Luați-vă mașinile, băi, nu vreau să văd mașini parcate pe acolo, pe în spate. Tot timpul vi le băgați în garaj sau le lăsați la poartă. Vă luați mașinile și ieșiți pe poartă și faceți linie în dreapta. Și tu, băi? Păi, v-am vrut să te întreb dacă totuși mă primești. Nu, domnule Eric. Dacă e o problemă sau... Nu e nicio problemă, dacă ești aici înseamnă că ești în organizație cu noi. Mulțumesc mult, cred că mă știi că am vorbit puțin. Da, nu-i problemă, bine ai venit. Ți îngheață chelia? Am căciulă. Hai, ține. Bă, ăsta ce zice? Nu se are probleme. Pot să stau eu static, că n-am nimic pe mine. Nu mai capră dacă vrei. Cu fața asta. Nu se pune problema. Bă, eu nu fac din ăsta, te duci și cauți un static pe bune. Ia pe Eric și caută un static. Au, dar mă ia cu... au. Bagă-mă și pe mine în seamă, te rog, te urmăresc de 3 ani. Salut, Gane, salut, Gain, sau cum ai numele. Bogdan Cureanu, ce zici, ticule, ești bine să-mi tot... Băi, băieți, astăzi... Bă, am uitat, bă, am vrut să-i trimit cuiva, bă, și am uitat, bă, băieți, bă. Bă, gamea și picior, am uitat. Voiam de ieri să-i trimit unui băiat și am uitat, atâta muncă am avut și am uitat. Băi, mergeți după o static. Mergi cu mine, Sile? Da, că mașina mea e lăsată în primul oraș. Bă, cred că-mi iau Brabusul, că aia e singura mașină cu care chiar poți să mergi. Niciodată nu m-ai salutat, vă salut pe toți, salut. Eu când zic vă salut pe toți, înseamnă că te salut și pe tine. Eu te-am primit, salut, sunt ID 54, sunt, mamă, dar n-am bucat să vă mesajul, frate. Cum naiba nu vă mesajul, am primit niște bani aici, dar nu văd, băi. Mamă, și ce scrie, băiți, un mesaj, că n-am apucat să-l văd, sunt ID, nu știu cum și nu știu ce. Hai, băiți, sunt mașini. Băi, să-ți faci mașina MOV, să-ți vă faceți mașinile MOV toți. Audi, să-l faci MOV, hai să mergem. Da, da, da. Băi, băieți, astăzi iar am lovit pragul la mașină, bă, băieți. Am făcut iar pragul praf la mașină. Că este Teo oficial, a, Teo oficial, salut Teo, te pup. Cum să ai BMW blană și să umbli cu merge? Băi, Dani, astăzi iar am rupt pragul, mă, la mașină, mă, frate, mă, bă. Hai de capul meu, bă, frate, dacă nu trebuie să umbli cu mașina asta numai așa. Bă, mie îmi trebuie o mașină din asta, mă, una înaltă, frate, un 4x4 să mă pot da cu el așa. Și pe asta să o iau doar așa, de duminică, gen. O scoți așa ușor. Roland Garros, salut ticule, te pup, salutare, bine ai venit pe live.
Noroc că data trecută l-am spart pe cealaltă parte și când am cumpărat ambele praguri gen. Și acum am și pragul de pe partea asta pe care tocmai l-am spart. Bă, dar e în spate, mă, poliția? Așa se aude. Hai să mărim un pic pasul. Uite-l pe ăsta, ce părere ești, că e... A lăsat-o așa. Nea bebiță! Să trăiești, nea bebe! Să trăiești! Să trăiești! Noi te-am așteptat aici, că n-am mai ajuns acasă, că am o rablă de mașină. N-ai problemă, uitați în bancă. Ok. Haideți că vine poliția. Da, vine poliția. Vine poliția. Pă, 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 pă. Și mi-a toată marfa. Ascund dolarii și mărcile. De ce? Să nu-mi facă negre zilele. Băi, stați așa o secundă, băi, că am uitat, frate, să fac treaba asta. Am uitat să fac treaba asta, să-i dau lui Predescu ceva și e rușine așa de el să nu-i le fac să-i le trimit în pan. Acum mi-am adus aminte cu pragul, gen, nu știu cum mi-a venit acum aminte. Contul meu. Trebuie să-i trimit ăsta, băiți, un pic. De fapt, stai mă un pic, stați așa un pic, că eu l-am aici, mă, la... Ia să vedem dacă mă duce direct la mașina mea. Așa, mă, tată, bravo, bravo. Și eu am pus aici, uite aici, am pus mesajul. Ok. Cum îi le trimit eu lui Facebook? Mă, nu merge Facebook, merge. Mă scuzați o secundă, băieți, că dacă nu o să uit din nou și nu vreau să mai uit. Lasă și un pic și numărul de telefon. Anu, aici. Gata, băieți. Așteptăm să vină omul cu o static. Trebuie să vină băieții cu o static, nu? Feeling. Eu mai ești mine, asta n-ar. Să nu ne prindă poliția. Și despre... Iată vin colindătorii. Perele d-alme, iată vin colindătorii. Pletele d-albe, pletele d-albe. Iată vin colindătorii. De ce îți merge în bug? Ce bug, mă, nebunule? Ce să meargă în bac? Iată vin colindători. E gol tot orașul. Bă, dacă mă duc eu și aduc. Mai gol, vrei să mă duc eu să aduc? A, păi tu mergi să aduci de la spital. Păi nu contează, eu iau de unde-i prind. Da, da, pe tine nu te poate afecta, dar pe mine, da. Asta e diferența între noi. Hai mă să căutăm unul Sile, vină cu. Dar dacă găsesc, nu-i vina mea. Stai liniștit. Păzește băieți acolo. Ăsta cine e din față? Fii de al nostru, a? Fii de al nostru ăsta? Sau să fug după el? Dar nu-s. De unde știi? Ești în mașină. E tot din asta. De-aia zic. Mă, că nu cred că e de al nostru. Nu e dacă se duce. Bă, cred că e Eric. Nu e, mă, Eric, că nu era la bancă acum. Ăla era chinez.
Bă, Eric, tu ești, mă? Da, bre. Bă, știi ce te urmăream. Și eu, hai, ne vedem la bancă. Hai, mă, la spital să luăm pe cea de acolo, vorba aia. O luăm pe ciocata. Da, nu trebuie să scoatem arma, doar le zic eu ceva și s-a urcat. Le facem semn cu ochii așa, urcă. Hai sus. Hai sus! Mă uitam pe ziar. Florile d'albe, iată vin colindători. Iată vin colindători. Iată vin colindători. Moșule d'albe. Băi, să luăm pe Moș Crăciun, mă. Hai să nu poți cine asta. Care asta? Venea unul în spate. Unde vine asta? Polițist. Era polițiză. Da, m-a și făcut. Bă, avea dreptate că nu e nimeni pe aici. Uite, ăla-i tău polițist din față? Educație. Nu știu. Vă spună pe aici. A, e tot terimul? E tot arosul. Dar ce cumpără el de aici? Ia de pe grup, te găsim pe acolo. Cred că așa cuții ce. Dar crezi că stă, nu mai stă nici de acolo prin Glovijen, bă. Ba da, astăzi am trecut timp acolo și era o grămadă. Dar nu sunt prietenii noștri în Glov? Iată vin colindători, pările d'albe. Noaptea pe la... Bă, dă-o-n... Unde? În spate. Și era pornit. Pe care parte? Stânga, dreapta? Pe dreapta, cum mergem acolo. Bă, ia dați-vă jos toți trei, mă, hai! Alo! Dați-vă jos! De fapt numai doi pe ăla, lasă-l acolo, haideți la mașină! De fapt toți trei, haideți la mașină! Trebuie să vă luați unii în brațe! Vino băi și tu încoace de acolo! Luați-vă, ia-l tu! Bre! Aveți din ăstea la voi careva care aveți arme la voi ceva? Nu mai avem. Aveți sau n-aveți că eu după aia o să vă percheționeze poliția, domne, și vi le ia dacă aveți? Nu, nu. Dacă are vreunul dintre voi, vă las aici și le iau doar pe ăla, că am nevoie de unul. Da, domne, am eu. Pune-te în genunchi aici. Stai cu minte aici, în genunchi. Ăla de la tine din brațe are arme. Domne, ai arme? Da. Treci și tu aici, jos. Te pui în genunchi și luăm doar pe domnul, dacă zice că n-are. Rămâneți cu minți aici. Băi, în genunchi am zis, tu ăla nu-i în genunchi. Aia zic. Tu urcă în mașină. Eu v-am întrebat frumos dacă aveți. Ca să nu vi le ia poliția după aia. Ce ziceți, băi, spăcea? Salut, bebe! Te găsești acasă? Nu mă găsești la casă, mă găsești la... ai pus-o pe GPS? Nu, nu. Ai ăsta cu mine aici? Trebuie să scoți ca să poți să pun. Lasă că mă duc tank. Dă-i
Țineți-vă bine și puneți-vă centurica. Dacă tot e iarna, am zis să ne dăm și noi un pic. Aoleu, m-a dat înapoi. Doamne. Doamne, te-ai. Aoleu. Bă. Aoleu. Sunteți bine? Oh. Au. Mamă, ce-a fost asta? Sună-l tu pe Eric să vină să ne ia. Wow. Oh. Ia mașina și vină repede. Uai, voi sunteți bine? Aoleu, mă dor, mă dor toate cele. Vino să ne iei, mașina. Domne, dar ești în kilos, domne. Mă, nu mă, ce-am venit de la spa, domne. Ăsta e în kilos, băieți. Bă, Exilie, ăsta e în kilos, mă, poate e fric. I-ai zis unde să vină să ne ia? Pe ce server joci? Pe American Dream, băieți. Tot se ploci? E că am primit un mesaj aici. Mersi frumos. Ioi, dar faină e Tesla. Hai urcați aici, domnul. Zici că-i șarpe. Bă, și ce frumos am alunecat până sus, bă. Ușor, 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 că asta n-are frână. Hai de viața mea. Am cumpărat-o cu 40 de mii sau cât. Am luat-o la mișto. Haideți, domnul, jos. De când nu mi-am... Domnul! Băi, liniște! Faceți niște aici că vă sparg. Păi începe unul să cânte. Să vezi ce vă... O, stai. Metrei, du-te asta undeva. Nu știu dacă am din alea la mine, băieți. Bă, blondule. O veni bokteri. Ce dracu ai, mă, nebune? O veni bokteri. La puta, la puta. O veni brigada. Băi. Băi, să vină... Sile, rămâi tu cu staticul. Băi, ta polițistul aici, băi! Băi! Ce se întâmplă aici? Afară! Culcat, am zis, culcat! Liniște! Deci vrei ca să stau culcat? Nu, domne, zi de ce ai intrat aici? Lasă-i pe ăștia. Am vrut să-mi scot niște bani de la bancomat. Am văzut că-s persoane și și-au parcat mașinile. Treceți în genunchi aici că v-am împuși dacă nu. În genunchi! Mai bag cu paia cu culcat. Culcat! Culcat, am zis, culcat! Culcat! Liniște! Veniți încoace! S-a scumpit motorină. Băi, tu intri cu mine? Tu? Aha. Și unde e celălalt? Tu? Japonezul. Haide! Japonezul. Hai. Și mai luați încă doi. Primii doi care intră. Primii doi care intră. Mai trebuie unul. Gata, oprește-l. Mai intră și de la neoficial. Nu-i problemă, lasă-l. Be careful. Ioi, e Moș Crăciun cu noi. Moș Crăciun. Tadine dă mai mult. Oh, fix asta a reușit să intre. În pușcă. Suntem morți. De ce? Bă, ăsta e cel mai vorbește bun balău. Vorbește în continuu. Brei, au zis numai unul. Băi, ăsta blondule, tu înapoi blondule, mă lasă-l pe Moș Crăciun. Când Brei, avem. Nu banii. Dacă ai pus mâna pe bani, te-am tăiat. Vă explic eu aici cum luăm. Dacă vrei, iau eu aur. De când s-a scumpit benzina. Eu iau bani. Prima dată iei tu, chinezul. Banii de afară, bine. Da? Când intrăm în bancă, înăuntru un safe ăla de tot, eu iau pe dreapta bani, Eric pe stânga bani, ăsta care e oficial cu pălărie, cum te cheamă? Andrei, tu iei aurul și cel care e neoficial Moș Crăciun, tu iei lingoul ăsta, ceasurile sau diamantele, cele care sunt pe dreapta spate. Bine, bine, bine. Iau ceasurile. Pe dreapta spate.
Dar nu puneți mâna dacă nu știți ce să luați, că după aia vă împuși dacă puneți mâna pe bani. Serverul se numește American Dream și eu sunt cel mai bine. Hai, puneți mâna, puneți mâna, luați, că nu luați de acasă. Nu luăm de la noi. Aia, Moș Crăciun, îi rupe. Mutăm. 7 motorină culcat, da, de acolo cu motorină. Îi dau la copii cadouri. Du-te, bă. Nu le dau. Chiar o fugi, mă, Eric? Japonezul. Fugi japonezul, deci. Hai, mai aveți mult? Mai avem 6 secunde. Da. 5, 4, 3, 2, 1. Vedeți că s-a dat drumul la gaz. Am glumit, mă, mai avem. Mai erau 44 de secunde. Am zis, gata, v-ați dus. 4 lei motorina. Culcat! 7 lei, culcat, mâine sus! Eu cât am zis? 10 lei am zis? 4 lei? Mamă, eu sunt vechi. Pe când era 4 lei. Sărim! Gata, liniște. Veni vreun polițist aici? Da. Asta din auto. Aveți ostatici? Domnul polițist, avem 2 ostatici. Băi, dați-vă de aici din față să se vadă ostatici, clar. L-avem pe domnul acesta pe care chiar o să-l batem puțin înainte să vi-l dăm. Pe domnul din dreapta. Și-l mai avem pe domnul la capot. L-am luat direct de la baie. Ok. Pe ăsta din dreapta vreau să-l bat un pic înainte să vi-l dau. Sper că n-aveți o problemă cu asta. Ba da, am problemă. Ce? Intrați și vă batem și pe dumneavoastră dacă... Nu, domnul, vreau să vă... Vorbesc cu ei, dacă sunt bine. Îi poftiți înăuntru dacă vreți. Vedeți? Nu veni! Să nu se... Nu contează la ei. Nu, domnul, că noi suntem oameni cinstiți. Negociem. Sunteți bine? Băi, ia mergeți mai în spate de aici, că nu ne mai înțelegem. Mai în spate, toată lumea, haideți. Băi, mai în spate, pletosule, pisică, blondule, în spate. Ia Tesla, că mă descurc. Domnul, vă întreabă domnul polițist dacă sunteți bine, domnul marinar. Băi, bine. E bine, domnule, e bine. Mai bine pe vas, dar... Ce doriți pentru asta? Băi, eu când am zis în spate, păi în spate, bă, că te dau cu capul de zid. Ce doriți pentru asta, tici? Domnule, cât îmi dai pentru domnul marinar și cât îmi dai pentru domnul în capod? Păi, nu știu dacă vă dau bani, dar vă las să plecați de aici, fără să tragem. Păi și bani, nimic? Păi Corecu, dacă vrei, există 18.000 în mașină la mine. Poți ca să-i aduci dacă vrei. Dau 18.000 maxim. Da, dați domnul, dau 20.000 pe domnul ăsta marinar. 20.000? Da. Aduceți banii. Mă lăsați să-i scot aici? Poftiți, că aveți la bancomat, poftiți. Dar mie mi-i dați cash. Da. Ăsta-i șeful poliției, băieți. Ăsta-i șeful poliției. Haideți aici afară. Veniți aici să-mi dați banii. Douăzeci de mii capă ceas și vi-l dau pe domnul afară imediat ce-mi dați banii, am primit banii. Da. Domnul marinar, ridicați-vă, da. V-a fost plătită cauțiunea. Asta e bine. Să nu uitați că l-avem pe domnul în capod. Ok. Am înțeles, iar pentru el ce doriți? Ne dorim în schimbul lui banii din mașină. Cale liberă, domnule, cale liberă. Nu dorim să fim urmăriți, nu dorim să trageți în noi nimic. Vrem să plecăm ca și cum nimic nu s-a întâmplat, domnul polițist. Bine, deci, uitați, vrem să ștergem totul cu buretele.
Și noi promitem că nu mai facem nimic astăzi și să ne uitați. Da, n-aș putea să vă cer să nu vă face, să nu mai faceți nimic în perioada următoare, dar mă bucur că măcar astăzi nu mai faceți nimic. Pentru oraș. Bine. Radu Rosalu, nea bebe, acum am ajuns și eu acasă, ardei pe curcani. Hai, Radule, în oraș. Ne vom depărta de ușa băncii și puteți să plecați. O să scoatem o static în față aici. În regulă, vom lua noi o staticul după. Să trăiți, hai o static. O static, te mergi frumos în fața acolo și te pui în genunchi, da? Acolo, în genunchi! În genunchi că te rup! Mamă, ce zice acolo, măsile? Că vine Crăciunul, nu știu. Moș Crăciun cu pipa în fund. Hai să ne ascundem un pic. Bă, aperta asta și că merge bine acum, rău. Nu prea merge bine pe frâne, dar în rest e ok. Mamă, cât te-am luat, frate, și pun frână dinainte de gaura asta de aici. Așa am făcut și cu pragul. Se închide ușa oare? Ce-i prost să se închide? Ia du-te în spate un pic să ne simt, gata, gata, se închide. Stăm un pic aici. Să se facă liniște în oraș, pericolul ăla e polițist, curcani? Bună, pericol, mai știi? Băi, scarina s-a apăsat butonul de like. Cine? Nu dă like și subscribe! Băi, să știți că live-ul ăsta o să continue pe Trovo, băieți. Ok? O să ținem vreo oră jumate pe YouTube, după care ne mutăm pe Trovo și astăzi ne jucăm pe Trovo o chestie. Băi, câți se pot intra acolo la misiunea cu Super Boy sau cum era ăla? Super Quatro. People. 4. O să ne jucăm jocul ăla nou cu dar Super gen, People. Dacă mai mulți, ne facem timp și putem să picăm pe aceeași de aia, știi? Aha. Pericol la Brașov ninge? Ia mă să văd dacă ninge, stai așa că mă uiți să văd. Dacă m-ai mințit, bană îți dau fiere. Stai să vedem prima dată cine mi-a scris. Cine mi-a scris? Dorinel, stai așa să vedem. Că eu am din asta Brașov Live, ia să vedem. Ia să vedem dacă ninge, că eu mă uit aici. Opa, nu ninge, ce ai făcut, Bobiță? Ia să vedem, Brașov, ia să vedem. Opa, nu ninge, ce ai făcut, Bobiță? De ce minți? De ce minți, Bobiță? Nici măcar la Poiana Brașov nu ninge. De ce ești mincinos? Mergem? Stai, să-mi dau masca jos. Nu, da, eram pe aici. Ha? Zic că am luat banii de la chinez cum i-a dat. Ok. Cine mai trebuie să mai le dă? Păi Eric. Ce pot să fac să intru mafie? Să vii pe serverul American Dream la noi la casă. Acolo te îmbraci cu băieții și gata. Asta e tot ce trebuie să faci. S-a lăsat niște pe aici. O fi cineva arestat? Eu să dau motorul pe la poliție să vedem. Dar trebuie să schimbăm mașina asta. Da, da. Mergem să schimbăm mașina asta, dăm o tură pe la poliție să vedem dacă au prins pe cineva. După care băieții Japonia scrie pe de mă duc să-mi par banii acasă. Aș. Cu ce vrei să te plimb? Ce e tu mai bun? N-am nimic mai bun. Hai cu asta. La jilavele ninge? Nu mai mințiți băieți, vă rog, eu nu mai mințiți pe ce. La tine ninge pericol? Nu, ninge la Pitești.
Dacă eram la Petroșan deja era zăpadă calme. Ai duză la prag. Bă, băieți, astăzi, deci cum să se explic, dar nu am unde să, nu am cum să. Dar e o intrare din asta. Uite cum e asta așa. Mă fi aici e o intrare în față. Dar că e mult mai îngustă și venea unul din față și e în jos în față. Și ăla, eu am venit așa să intru și ăla a venit până în față, dar sau nici n-a ieșit, nici n-a intrat, a rămas așa. Și eu m-am dat mai așa pe lângă el și când m-am dat așa, cu asta am intrat și exact așa am prins. Poc! Și curata din spate un pic. S-a dus naiba pragul meu. Mamă, dacă o merge mașina asta. Și-am rupt pragul, băi, ce să zic. Cătălin, salut! Vezi că o să-ți dau mana pe trov, vă mulțumesc mult! Hai să vedem dacă e cineva pe la poliție. Poliție? Aha. Mamă, cum e mașina asta. Tank. Băi, dar pe Andrei mai văzut-o? Au dat-o ăștia afară de la spital, bă. Am auzit. Ai auzit, a? Bine, am auzit că ea a decis. Nu a dat-o nimic afară. Salut, băieți. Salut. Ce faceți? Uite bine, am aterizat mai înainte. Ia auziți, ați venit în oraș. Da. Cine vă e fric, domnule? Domne, cum să vă explic eu? Rău ați dimerit, domne, aici în orașul unic. Numai bombardieri, interlopi, numai din astea. Cum se numesc femeile alea care sunt foarte ușoare, gen când cu unul, când cu altul? Curlabe. Cum? Nu, domne, curlabe sau? Curlabe, am înțeles, eu așa. Curlabe, asta e ceva nou. Deci numai din astea avem aici în orașul unic. Dar în schimb, cu poliția te înțelegi de minune. Dacă îi dai o palmă la unul și sună la poliție, vine poliția. Dacă îi vrăjești puțin, le dă și polițistul o palmă la aia, înțelegi? Adică, practic, sunt de partea ta. Poliția de treabă. Interesant. Da. Primăria de treabă. Doar că noi așa, că oamenii suntem bombardieri și ne place să fim zmei. Știi BMW, vezi BMW-ul ăla? E al meu. Frumos, domnule. Am bani mulți rău de tot eu, mă înțelegi? Sunt bombardier din ăsta, sunt bombardier orașul, cum ar veni. Sunt păpușel, sunt... Nici nu știu cum să mă mai laud. Zici tu, Sile, cea de mine frumos. Ce? Direct gigol. Iau, gigol, Armani, și bărbați și femei, orice moare ce după mine. Ce nu iertam. Auzi, dar tu ai cea treabă aici? Tu ai cea treabă aici sau... Cine e prietenul tău? Cum îl cheamă? N-am niciun prieten. Domnul dinăuntru, zic. A, nu-l cunosc. A, păi și nu vrei să îți dai eu ceva treabă? Dacă doriți dumneavoastră? Fii atent, mă, că îți dau ceva treabă, îți dau și 10.000 de dolari cash. Wow. Te bagi? Da. Ne trebuie o mașină mai mare. Mare? Cât de mare? E garaj departe de aici? Nu e aici. Nu, rămâneți voi, că mă duc să-l schimb acum. Să iau Merțanul ăla cu 4 locuri. Uh-huh. Și mă întorc imediat. Gata, băi, ți-am făcut recrutări, mafie. Cum dau mana? Pe Trovo dai mana Venom, nu pe YouTube. Arș. Deținute BMW 63. Mamă, și cum e brabusul ăsta, tank. Nu sparge aia. Mamă, lângă ea m-am oprit. Hai să vorbim și cu celălalt domn. Domnul cu mască. Domnul. Ismail, tu ești? Asta nu vorbește, băi, din ăla, mă, tălău, bă, mă, lău. E gratis mana, da. Domnul, mă auziți? Domnul cu mască. Domnul cu mască. Mă auziți? Hello, do you hear me? Mască!
Giuseppe, Ismaila. M-auzi, bre, sau nu m-auzi? Alo? Nu mă aude. Pe tine, cum te cheamă, domne? Andrei. Andrei, hai să mergem, Andrei, că domnul nu vrea să facă și el un ban cinstit. Dacă ar vrea să facă un ban cinstit, se urca cu noi mașina. Urcați aici repede, că avem probleme. Ia uite poliția, v-am zis. E nebunie în oră. Ia, au dat omul la foc. L-au împușcat. L-au împușcat să moară Gibilan, dacă vă mint. Da, munca asta ce mi-a dat este zic că... Domne, eu te bag aici în oraș, domne, și îți dau și bani, domne, lasă munca. Munca faci tu ce vrei, domne. Înțelegi? Eu îți arăt căile succesului și tu o iei pe ce cale vrei. Lasă-l un pic, oprește-l un pic, a sărit de mașină. Aul, a sărit de mașină? Da, pe centru de cred. Ce faci, băi, sar din mașină? Ușa, n-a fost bine fixată. Pune centura. Te gândești la mușchiu, bă. De mai multe ori. Stai că acum îl dă jos. De ce m-l dă jos? Dacă pleci de pe loc până și-o pune acum, îl dă mereu jos. Aolo. Hai că stau. Să ne anunț când ți-ai pus centura. Pe ce mușchi? Bă. Dă-i de mai multe ori. Ce l-a dă, bă? Ești bine acum? Da. Hai să mergem la mine, la bancă, băieți, la casă. Cine clocsonează, mă? Nu știu. Ăla, ia. Dar cine e ăsta? Bă, a sărit din mașină! Ce-ai făcut, bre? Ajută-mă, bre. De ce ai sărit, mă, bombalule, din mașină, că te-am văzut? Aoleu. Doamne, ferește! Iei tu sile în brațe să-l ducem la spital? Da. Doamne, ferește, bă! Cum o să sar din mașină? Stai că fugești din brațe. Nu știu, bre. Domnul Andrei, mai sunteți aici? Da, mai sunt. Eu mai am un prieten, Andrei, domne, numai probleme mi-au făcut, să știi. Aoleu! Calar câinii. Miros în genera. Trebuie să-l ducem pe domnul și pe aia mergem la casă, da? Să ducem pe domnul la spital, că unii sunt bombardieri, se bat în jurul ăsta, dar mai sunt unii bombardieri care sar din mașini singuri, că dacă n-au cu cine să se bată, păi aia e faza, că vor acțiune. Bă! Aoleu, hai de mine! Mă! N-am văzut așa ceva. Unde s-a dus, mă? E Fast and Furious, pe zici. Te-ai făcut căcat. M-am făcut. Nu tu, bre, ăla. Aoleu. Și că m-am făcut. Aoleu. Ia uite-l și pe ăsta cu motorul. Nu fi un doctor pe aici? Mulțumesc, bre. Rămân dator. Domnul, e important să fii bine. Da, bre. Safety first sau cum era? Data viitoare când ți-a ales să sari. Dacă nu mă aude. Băi, data viitoare când ți-a ales să sar din mașină, ia și tu o cască, cotire, genunchiere, cum aveam eu când eram mic și mă dădeam cu pantinele. Am iau parașutul drept la magazin. Azi că mulți au parașute și nici nu... Nu știu să le folosesc. Nu, nici nu sar sau ceva, nu fac nimic. Da. Ia, mănâncă biscuiți cu ciocolată, care ia? Te descurci de acolo, da? Bre. Ce? N-am bani la mine, bre. Ce? N-am bani la mine. Aia înseamnă că mori. Au, sunt sărăcie. Hai că-ți dau eu. Cât costă internarea? 500. Mama. Ia uite-l pe ăsta, bă. Crezi că intră în spital peste noi. Ce faci, domne, cu pistolul la mână aici, domne? Nebunule, ce ești? Cum se numește server American Dream? Hai că trebuie să împărțim aia, Sile. Așteaptă băieții aia casca pe pită caldă. Și cum era pe vremea lui Ceaușescu? Când se dădea pită caldă, depuneau aia, făceau coadă. La pită caldă. La coadă peste tot, bă,
unele și ridicau. Cine vrea 50 de confeti, băieți, mai dați și voi niște confeti acolo pe chat. Dați și voi follow unei persoane de pe chat random. Dați și voi 5 speluri din alea de mana și după care dați și voi niște confeti pe eu pe trov acolo să mai strâng și eu un top 2. Roland Garros, dacă nu știi, eu zic să tagi în gură. Auzi, mă, Roland Garros, ce zice băiatul ăsta de tine? Băi, băieți, trebuie să aveți respect față de moderator, băieți. Respect foarte mare, că ei mă ajută foarte, foarte mult. Oricine se ia de un moderator primește ban. Indiferent dacă îi convine lui sau nu, înțelegi? Wow, 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 be careful. Be careful. Andrei, mai ești cu noi? Da, da, mai sunt. Doamne, ajută. O, că mi-e frică să nu sar din mașină, de-aia zic. Trebuia să-i pune în siguranță, știi, că la copii. Un căricior din ăla cu isofix. Ce mi-o fi trebuit mie să cobor mașina, bă, băi, să spar toate pragurile acum. Wow, 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 be careful. Cred că eu primesc bani. Vino la casă că primești bani dacă ești la casă. Cine e la casă primește bani, indiferent dacă ai fost la Jaf sau n-ai fost. Aolo. Ia uite, băi, noi am întârziat zile. Trebuie să mă dau și jos? Da, da, jos. Băi, băieți, îmi cer scuze că am întârziat, să știți. Îmi cer scuze, dar unii dintre voi trebuie să fiți dădăciți așa, să fiți legănați. Na, 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 păi e frumos așa? Nu e frumos. Și am impresia că v-ați dublat de când am fost la Jaffa. Erați mai puțini acum. Ia uite cum mă apur când ai vorba de bani. Era mult mai puțin. Ce înseamnă asta? Uite, de exemplu, domnul acesta, nu știu dacă a fost la Jaf. Tot cu tine vorbesc. Te-am prins. Vezi? Te legăm, dar te prind. Na, eu n-am nevoie de bani. Păi eu dau la toată lumea, mă, stai liniștit, dar trebuie să veni și la Jaf, că acolo avem nevoie. Dacă ne făcea ceva poliția. Dacă m-a arestat poliția, nu trebuia să fiți acolo să-i batem. Intram păstii. Spărgeam pușcărie. Care e, mă, bombardierul ăsta de bărna bagă mașina aici? Ce? Ăsta e Moldo, mă. Nu, mă duc să mă schimb. Asta cartierul. Ce-a zis? Bă, așa e cu râgeți, bă, mi-e dat toate locațiile, bă, râgeți în continuare. Ia-o pe asta. Acum o să-ți facem noi una aici lângă cimitir acolo, dacă știi, o locație așa de un metru pe doi. Ia-o locații. Că mi-ai disperat capul cu locațiile tăi. Băi, pune-l un pic acolo în zăpadă până îmi revin eu, că mă uit eu la el după aia. Pune-l un pic acolo ca să tacă din gură. Deci câți băie suntem aici? Băi, Andrei, ia vino cu acea, Andrei, vino cu acea aici lângă mine. Băieți, el este nouul nostru membru de aici, de la spital. Domnul Andrei, să știți că noi aici suntem un spital, un centru de reabilitare, să știți. Dacă intri pe acolo până unul, o să vezi. Suntem un centru de reabilitare. Îi vezi pe toți ăștia? Ăștia toți sunt bombardieri. Uite, de exemplu, ăsta o bate pe mumă, ăsta de-aia a venit aici. Ăsta aruncă pisici de la etajul 4. Ăsta e unul în dreapta acolo de tot în colț, ăla se masturbează în continuu, nu știu dacă îl vezi și acum aici de săracu. Deci sunt toți cu probleme din astea psihice. Și eu încerc să-i reabilitez, să-i aduc pe drumul. Bă, gata, bă, că e zăpadă destulă pe jos, nu-ți mai da. Eu încerc să-i aduc pe oameni la capacitățile lor normale, înțelegi? Înțeleg. Cu unii reușesc, cu unii nu. Înțelegi? Și de asta. Dar tu de astăzi faci parte din ăsta? Ai vreo problemă cu care am putea să te ajutăm și pe tine? Nu. Aie, dacă nu ai, o să faci aici, că stai. O să trească să te duci tu să te îmbraci, că ei sper că nu te deranjează acest loc. Nu. Și da, te deduci după aia că acum o să împărțim banii. Noi, okay. Noi primim de la stat în fiecare zi în jur de 200.000 de dolari. Și eu îi împar cu băieții de aici că le-am spus și normal banii ar trebui să vină pentru mine. Că eu mă ocup aici, adică pentru toată asta de reabilitare. Dar eu le dau lor banii. Bă, eu vă dau vouă bani, dar voi nu-mi cereți mie că n-am primit mâncare, că nu știu ce. Le dau câte 10.000 aproape în fiecare zi, ei să se descurce.
își cumpără de mâncare, haine, mașini. Toți au Mercedes-uri de aici, ai vezi tu așa, da? Ia uzi, ăla își cumpără femei, bine, mai fac și între ei, dar asta fie vorba, trebuie să nu spune că după aia intră poliția peste mine. Da. Am să vă dau diamantele și uite că cum era să vină mult. Că nu mai costă nimic, dacă vreți, vreți dau. Nu, nu, ține-le și... tu. Vreți împarte-le cu băieții. Silen, împarți tu banii? Dai și mie. Dai să vedem cât suntem. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 12. Jucători. Păi numărul mă și pe ăla și te numere doar. Unde-i vătă, mă, să te duci tu acolo și trimite-o la tine. Băieți, ascultați-mă cu atenție. Sile se duce acolo în mijlocul ăsta și o să mergeți pe rând la el să primiți banii. După ce primiți banii, vă duceți sus la teren și stați acolo până trimite eu pe cineva să vă aduc aici, da? Da. Mergeți pe rând. Banii cum? De la Jaf cu Ida. Poți să mi dai mie imediat. Te duci acolo, primul, ți iei banii, după aia te duci sus. Cum vezi că pleacă ăla spre teren, următorul se duce la Sile, da? Hai că e simplu. E sigur. Andrei. Da. Du-te și tu acum spre Sile, du-te tu spre Sile. Lăsați-l pe el să se ducă ca să ia și el bani. După aia urci la teren. Dă bani aici, Eric. Salut, cum pot intra Mafia? Max Secret, vii pe server aici, tată, cu noi. Vii pe server aici și facem treabă, facem nebunii. Bă, am primit o donație și eu n-am văzut-o. Mă, frate, voi n-ați zis nimic. Am, băieți, că am primit donația asta? Ești plin. Așa sunt? Atunci, ce-i dai lui Sile? Ok? Da. Aveți că îl întreb. La urmă. Aha. Nu că am primit o donație, băieți, și nu a zis nimic, frate, că am primit și o donație. N-am văzut inimioare, pe cea n-am văzut nimic. Sau n-am primit? Ia și mi-arată că am primit o donație aici. Ia să vedem. Am primit o donație de un euro de la Darius, te pup, e prima mea donație, te susțin. Darius, îți mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că nu am auzit donația, dar eram pe gândurile mele pe aici. Așa, tata, hai că o pun aici să fie bine. Băi, liniște. Băi, cu drogurile cum mai stați? Ați mai făcut și voi? Eu am mașina plină. E bine, stată, bine. Și nu ți le cumpără nimeni? Nu, mie nu mi le cumpăr. Băi, hai că ți le cumpăr eu. De unde e ăla, mă? Unde l-ai băgat, mă, de vorbește? Ai dus sus pe-n balcon, unde? Băi, dau una. Unde, mă? A, ți-ai revenit, mă, nebunule? Eu te căutam mor pe aici pe jos, zic, cum te-o fi, mă? O zis către mine, fă bulbuș, am făcut așa și mi-a revenit. A, ai făcut din astea la... Da. De carisma. Nu, mă băga cu capul în zăpadă și m-am trezit de la frig. Da, cine vrea să vândă, să de vină la mine? De ce minți omul, bă? Zic că ai băgat... Te muți pe trova, nu știu. Să-ți dau un amu. Ziua locației, Giuri. Nu-ți dau niciuna. Le am pe toate în afară de aia de carduri. Pericule, și top 10 pe Trovo. Onasis, mersi frumos, Ticule. A fost așa, mică, Ticule, și nu a mers în imiorat lumesc. Păi în viața îți dă să bună, mă, oricare donații. Oricum nu pot să zic că am primit cine știe ce donații, dar nici nu sunt aici pentru donații. O să aici să facem și noi o Caterin, că asta. Dacă fac și niște bănuți, ce poate să fie mai șmecher decât să faci ceea ce îți place și să faci niște bănuți? E extraordinar de bine. Bine, eu m-am jucat mai mult, acum mai mult din astea, dar na, dacă astea a mers pe YouTube, fai vei mă și nebunii? Ia, bine, știu. Iuuu, băi, am făcut afaceri. Și mie nu-mi zice... Păi tu le zici lor locațiile? Nu. Păi vezi? Bă, eu știi ce zic? Eu zic să-l împușcăm pe ăsta, să-i luăm locațiile. Dar nu, zic nici mort. Vrei să nu mai aibă nimic? Nu! Doi! Hai să-i dăm din ăla, cum îi zice. Da, asta. Să-l omorâm definitiv. Îi dăm o rețetă de la viață. Fii atent, hai că punem una pe el, iau băieții și-l urmărim. Spune că e ca și mort, sunați-l unul. Băieți, da? Care se duce să-l schimbe și pe Andrei? Unul cu mașinile. Am nevoie de cineva să te ducă să-l schimbe și pe Andrei. Eu. Care ești tu, bă? Cum te cheam pe tine? Asta cu părul albastru. Cum te cheam pe tine? Nu-l mai prins, că l-ai țigan și mergi cu elicopterul. Taci, mă, călpâine. Cum te cheam pe tine? Vlad. Vlad, du-te tu și schimbă-l pe Andrei, te rog, ca pe tine, ok? Ok. Băi, Sile, sună-l și spune că trebuie să-l prindem. Dacă nu aflăm locațiile de la el, e ca și mort.
Eu știu doar pe aia de LSD, dacă vrei. Care mă sună? Sună cine? Uite, bă, mă, tot sună chinezul, mă. Ia zi chineză. Bă, dacă vreau, eu știu pe aia de LSD. Ia că m-a sunat pe mine. Alo. Băi, chinezule, mă auzi? Alo! Ce de acum are telefonul la Nokia 6310? Cine nu mă aude el? Bomba lău. Păi nici eu nu-l aud pe el. A, dacă îi dau eu acum, nu-mi permezi. Ia, poate mai merge. Stai că m-a sunat pe mine, bă, n-ai cum să ne sune pe amândoi în același timp. Tu vorbești cu el la telefon acum? Da. Și eu la fel sunt, păi de-aia nu mai mă aud, mă, că el e în combinație cu tine acolo, pe firul ăla. Stai, mă, că îl sun eu, mă. Mă, mi-apare cool. Bă, mă auzi? Alo? Bă, chinezule. Da. Fii atent aici, mi-au toată brigada. Și o să venim după tine. Dacă nu ne dai locațiile, ești ca și mort. Bun, ne vedem pe Caio. Ne vedem pe Caio. Pa, pa. Vezi că am oameni, băi nebunule. Am avioane și cu ce să vin acolo. Păi am elicopter. Bine, tati. Bine, tati. Hai că ne vedem pe Caio atunci. Da. Auziți-l. Vă pupăm. Pa. Care vă pupăm? Sunteți mai mulți? Da, da. Care? Vreo 50. Auzi că are 50 de oameni. Mă, care mă sunteți voi ăștia? 50 de știți toate locațiile sau care? Mai mulți. Hai. Ne vedem pe Caio. Bine, tati. Salut. Hai, vă pup. E Lucianu și el care știe pe aia de tutun. Bă. Și Sile cu Georgica. Hai să mergem să... Băieți, ați auzit și voi. Avem probleme cu omul nostru din organizație, chinezul. Da, da. Zici și plucerească sau nu știu cum îi zic băieți. Băi, are locațiile și nu vrea să ni le dea și noi. Trebuie să-l prindem. Nu vreau să-l omorâm, trebuie să-l capturăm. De ce? Trebuie să aflăm informațiile de la el. El este tovarășul nostru. Dar el ține secret față de noi și, în schimb, colaborează cu alte mafii. Lucru interzis cu desăvârșire. Noi suntem prioritari pentru el, nouă trebuie să ne dea locațiile, să facem și noi bani, nu? Mama, da. Eu nu știu nicio locație. Vă luați mașinile, vă împrăștiați în oraș și îl căutați pe chinezul. Intrați pe toți pe stația noastră și dați informații acolo. Cine nu știe stația, se duce acolo la casă sus și se duce cineva acolo care știe stația și o zice și lui. Deci mergeți și care știe stația și dați-i frecvența. Da. Îmi poți da și o pastilă că dacă îmi dai un pumul. Ia să văd. Aveai dreptate. Băi, aveți pistoalele? Stai așa. Acum mă duc să scot acasă. Uite-l cu elicopterul, bă, să nu fie altcineva, mă. Bă, cade, bă, cade! Bă! A trimis oameni să ne atace! A ieșit. A trimis oameni să ne atace! Împrăștia și căutați-l! Stai că mă uite acum care e băiatul care e. Stai așa să vedem. Connect, disconnect. 5020. De ce mă 5020, mă? De ce, mă? De ce mă 5020 ai făcut asta, mă? Să-ți iei bani pe... Poftim? Da. Da, bebe, puteți da un pastil că a intrat ăla direct în mine. Cu da, da. La maxim. În toți, dacă... La toți, la vacanță? Acum îl trimit. Uite! Unde era, mă, banul? Ban permanent. Gata, mă. Știu eu care e, păi mai trebuie că i-am dat bani. King Damian, salut, ticule! Suntem pe American Dream serverul. Băi, hai să ne împrăștiem, să-l căutăm pe ăla. Nu știm stația, domn Perico. Băi, v-am trimis acolo sus cu cineva. Să vă zic, du-te acolo, că uite-ți o zice, mergeți acolo. Domne, ce-i cu tine aici, domne? Să trezi. Bă, ce mai zici, mă? Ce să zic, bine, cuvinte. Cuvinte? Tu știi câte cuvinte există în alfabetul nostru? Nu. Dar le zic pe toate de obicei. Am auzit că sunt vreo... Hai că le zici dacă e. Bă, am auzit că sunt vreo 700 de cuvinte sau ceva de genul. A.
dintre care noi folosim doar 300. Bă, vine, 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 fie-ne headshot, fie-ne. Bă, îl dau jos, mă, bă, îl dau jos, mă. Bă, îl dau jos, mă, bă, îl dau jos, bă, îl dau jos. Bă, l-am dat jos, mă? Aaa, nu, nu l-ai dat, nu l-ai dat. Băga-mi ia și piciorul. Ia că vine, Sile. Sile, concentrează-te să-l dăm jos. Că vine tare, i-a dat una în cap. Bă, dar așa tare avionul ăla de nu se strică, mă. Da, nu știu ce. Ia vine, vine, vine. Bă! Bă, ăsta nu e el, mă. Ce-ai făcut, bă? Bă, ăsta nu e el, mă. Ăsta e un om de-a lui, mă. Nu e el, mă. Ăsta e un om de-a lui. Bă, nu e el. Bă. Veniți să-l căutăm, haideți. Ăsta e un leac mai deștept. Băieți, luați-vă mașinile și împrăștiele. Sile, hai să luăm și noi un elicopter ceva. O să vin cu dumneavoastră? Nu, ia-ți mașina, am zis. Ce să-ți fac acum? Tudor, vii cu mine. Așa. Gata, l-ați schimbat pe domn? Da, da, da. Da, uite-l acolo. Mai vostru. Uitați-l. Dacă eu am deja mașină, veniți după mine. Sile, hai și tu, Sile. Unde-i băiatul ăla cu părul albastru? Că vreau să-l iau și pe el. Cum ai zis că îl cheamă? Cum ai zis? Domnul cu părul, domnul cu părul albastru, ai urcă și tu aici. Vlad. Vlad, așa. Aveți, ai pistol Vlad? Bănuiesc că n-ai. Nu. Vreau să mergem, Sile, să ne luăm câte un elicopter. Eu îl iau pe la miștul, ei pe la mare. Și după aia începe să-l căutăm pe ăsta. El a zis că se duce pe caiu, dar nu știu ce să zic. Ai ajutat pe ăla de la casă? Mhm. Precol, pe ce server te joci? Pe American Dream, băiți, este în descriere server, mă joc de două luni aici, cred. Voi mă întrebați mereu pe ce server mă joc. Poți să pui și tu acolo la... să vă puneți centura, băieți, din spate. La... portul ăla de unde luăm elicopter. Aolo... Aoleu, 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 aoleu. Mamă, cum îmi pierzi controlul, pune și așa și pierde controlul. Un bebe! Hei! Da? Ce cât da? Ce cât da? Este bine, dacă poți să-l pierd pe ăsta, are aceeași mașină ca și mine. Ce, ești, poți să-l pierd? Mai după noi? Da, nu, nu. Wow, 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 wow. Oh. Sunteți bine? Da. Da. Da, s-a dus mașina. Ce bine, ce bine e să ai centura pusă. Mhm. Eu să ne facem praf. Dar te-ai las mașina. Nu, că asta e Mercedes, nu e BMW. Am văzut acolo ceva de la... Bebe spune-i lui ăla... Ăla-i Cioc, Coco? Cine-i Coco? Gigi, te pup, salut! Mamă, ce mișto s-a auzit sub pod acolo. Opa, opa, Penelopa. Voi merge să-l căutăm pe cum îl cheamă, pe chinezul. Trebuie să ne dea și nouă locațiile, că nu se poate așa ceva. Ia tu, Sile, primul... Ia tu primul elicopterul. Ia altul mai bine. De ce? Am puțină treabă. Ok. De ce? Ai unul deja? Stai așa puțin. Vech. Vech. Dar nu știu, ziceți-mi și mie un ăsta. Cum se numește ăsta?
Sia Spero. Ia-l pe ăsta tu. Luați-l voi de fapt, urcați-vă unul cu el, care vreți voi. Atât, Andrei. Băieți, o să oprim live-ul de pe YouTube. Vă aștept în continuare la Petrovo. Eu sunt live și acum Petrovo. Băi, stați așa ca să... Să... Scuză-mă. Ce bucăt i-am dat. Tovo. Eu sunt live și acum, băieți, pe Petrovo. Vă aștept și pe voi aici. Da, Roland Garros, spune. Frate, am donat donația, nu a apărut banii, mi-am luat, dar îmi spune că nu s-a efectuat plata. Andreas Curcan, n-am primit nicio donație. Ce, prin ce ai donat, Andreas Curcan? Nu știu, sincer să spun, ce s-a întâmplat. Poate, habar n-am ce să zic. Băieți, vă aștept și pe voi, Petrov, vă uitați, suntem 7000. Dacă vineți, veniți și voi și dați follow ăștia noi, ne strângem 8000 de persoane. Nu opresc, băieți, ne mutăm Petrov, continuăm live-ul Petrov, de fapt, că suntem ăsta, nu opresc. Continuăm Petrov, vă aștept pe toți Petrov, aveți link-ul aici pe chat. Îl găsiți și în descriere. Live-ul ăsta o să o continue Petrovo. Haideți și voi, uitați, suntem, nu știu, suntem 224 de persoane Petrovo. Vă aștept și pe voi, Petrovo. Vă pup pe toți și ne auzim Petrovo. Vă aștept acolo, pa, pa. Posedat, mamă, ce-a dat nebune posedat aici, bă, 340 a dat. Ia zi-le, în ce top suntem Petrovo? Ia uite, top 10, băi, suntem în top 10 Petrovo. Eu mai am din astea de dat, nu cred că mai am, ia să vedem. Mai am ceva claim-uri de dat, 50 claim-uri. Stai să dau și un spell din asta. Am oprit ăsta pe... Am oprit acum lupesc. Hai băieți, Petrovo! Așa, mai bag. Să dau și 150 de aici. Pac, pac, pac. Așa, ia stați așa un pic. Ok. Hai să ne vedem de treaba noastră. Așa. Ce s-a întâmplat aici, domnule? Nu știu, nu-l cunoști. Cine asta? Nu știu. Hai, Sile, ce faci, mă? De ce mă bați? Tu mai pe mine ai găsit să mă bați. Nu-l bate, mă, lasă. Nu, nu, că nu trebuie, ia-l. Hai tu, Vlad, cu mine. Unde-i Vlad? Băieți, n-am elicopter și pentru voi, băieți. Bine. Sau vreți, știți să pilotați? Da. Hai, dă-te jos, Vlad, lasă-i pe ei. Hai, ridică-te deasupra mea și să rămâi puțin deasupra mea. Da. Dați o artificie în mașina aia să ducă. Lasă-o, băi, ușor, ai zis că știi să pilotezi. Perfect așa. Sper să nu fie ultima oară. Hai, urcă și tu aici, Vlad. Trebuie să nu fie ceva. Că și cum merg în față. Am înțeles. Așa, așa, hai că sunteți pe un cel bun. Păi, dar nu știu unde s-a dus Sile. Preg, salut, vrei confeti? Băi, Spinox, doar dacă vrei tu să trimiți, nu e obligatoriu, că nu... Am fost pe locul 1, eu atât am vrut să ajung și eu pe locul 1. Doar cei care vor să trimită, trimit, cei care nu, nu, nu e nicio problemă, că nu... Poți să fiu și pe locul 1, poți să fiu și pe locul 10, e același lucru și pentru mine. Și unde mergem? Mergem să-l căutăm pe băiatul acesta, chinezul. Îl știi? Nu. Nu, că n-am mai fost de mult timp pe la casă și na. Dar cu ce te ocupi? Am fost puțin plecat din oraș. Sile, da. Ai ceva informații pe unde umblă ăsta, chinezul? L-am văzut pe aici, pe lângă asta, de elicoptere. Aolo, acolo, noi, da. Acolo unde am fost și noi? Mm-hmm. Mm. Acum să văd pe aici. Ok, dă-mi și mie de veste dacă îl găsesc sau ceva, ok? Ok, ok. Ok, okay, pa. Băi, Arcașule, care-i problema? Mai
practic, uite, avem un am un coleg medic. Așa. Azi mă las, mă duc acesta cu voi, ce, cu voi, infiltrați din astea, ce că mă face copsi din astea, mă ajuți să scap de el. Hai să-l omorâm. Fii atent, ești cu el, poți să-l iei cu tine în mașină? Nu. De ce nu? Dar că îl pot chema, îl pot chema. Fii atent, știi unde să-l chem? Știi unde? Unde-i asta voastră de pilotaj, de aterizare pe aer, la voi pe spital? Da, acolo sus, dar poți să urci am acolo? O locație mai bună. Nu pot urca, am o locație mai bună. Unde? 29. În cât timp poți să-l duci la 29? Că vin acolo să-l iau. O să îți dau mesaj când l-am dus acolo. Ok, aștept mesajul tău, dar să nu dureze foarte mult. Ok. Hai, pa. Ce că l-a găsit Sile. Vreau să pun la 29, dar nu prea pot. Nu, nu, ci că e pe cai undeva. Tu ai scăpat pe mine acum, a luat ce te-a luat Roland, răceala? La cei care nu merge să dea conet înseamnă că nu au dat follow. Eu știu ce nebunii ori avea pe acolo de părțit. Ce faci, Pericol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, te pup, salut, bine fac. De ce nu mă salut? Crăciun, salut, bine ai venit pe trovul Crăciun. Ia stați-mă așa că n-am dat și eu drumul la... Mag, stai să dau și eu drumul la trovul, băieți. Trovul, unde-i trovul meu? Ce-am făcut? Ce-ar trebui să fie pe trovul aici? Pe Caio. Cică pe Trovo, am zis, băieți, ați auzit? Trebuie să fie pe Trovo. Mamă, dar și eu o ceață de... Aia zic, băieți. De ceață? Nu, așa mi se pare. Văd un elicopter jos. Unde? Undeva mai jos. Zboară să-i aterizat. Zboară. Cât de în stânga? Mai în față? Am strecut de el. Ah, îl văd. Cu băgare de seamă. Vrei, Andrei? Ce-o zis ele? Da, da. Să stau aici. O găsit ceva? Cum a mers Tarkovul? Băi, Gigi, binișor. Binișor a mers. Binișor, am bătut ceva player. N-am jucat foarte mult timp. Nu știu, două meciuri cred că am dat. Și le-am ieșit în amândouă. Salut, sunu... Băi, a tras cineva asupra noastră sau mi s-a... Trage. De ce nu mă râs pe chinezul? Hai să mă luăm cover undeva. Nu văd nimic, sincer. Hai să-l urmărim cu motoarele, că am văzut de unde a luat motor. De unde? Aici, din spate. Ia veni și voi băieți încoace. Schimbă jocul din descriere. Gata, mă, băieți, să-l schimb acum. Că voi mă certați că nu l-am schimbat. Uite acum schimbi. Tot și-l schimba acum cu voi. Trovo, channel. Punem aici GTA 5. Unde-i? Gata, gata. Bun așa? Bun așa, băieți? Sunt în spate acolo, poate să ducă-ți așa.
Mai sunt, sunt mai multe? Băi, veniți în coșilor și voi, motoare. Ia și tu unul, Sile, de aici. Aici, bre. Urcă aici, bre, urcă aici. Îți arăt eu unde e. Vezi că sunt aici, în garaj, ia și tu. Ia și tu și vină după noi. Că avem nevoie să fim mai mulți, să-l prindem. L-am văzut pe aici, pe stânga, pe undeva. Ok, hai pe stânga. Ce-o căzut băiatul ăla? Gata, bă. Yo, ce e aici, mă, o barcă? O barcă aici, mă. Iar am căzut, Andrei. Nu pot să intru aici. Hai să mergem. Uite, în față, în față am văzut și eu. Veniți după mine, că am văzut ceva în partea asta. Uitați-l, uitați-l! Te-am prins, fraiere! Unde s-o dus, mă? Cine? Uite-l în apă, uite-l în apă. Bă, ieși afară din apă, că te împușc! Ieși afară, că te împușc! Ce nu? Te rog eu, nu! Predă-te! Ia, lasă arma jos! Vezi lasă că să... Lasă arma jos! Am zis să lasă arma jos! Gata! Lasă arma jos! Mi-am dus! Băi! Culcat am zis! Mâinile sus! V-am pupat! Ia-l, dai cu să fii! Cine a făcut-o? Are pe după ăla, așa dăm! Urcă, 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 urcă! Roata spartă! Nu contează, așa-i dăm! Ai de viața mea. Pe unde s-a dus? Pe aici, nu? Undeva pe cine n-am văzut. Pe geantă no, trage. Pe geantă. Bă! Care-i ăsta, mă? Georgica, tu ești? Mm-hmm. Ce dai cu faci? Bă, fii atent, ție. Ție nu-ți plăcea culoarea verde, mă, la motor? Nu. No. Cum nu, mă? Urcă repede. Așa se face roz de motor. Eu pentru ochi și dinte pentru dinte. Ce am făcut lui Georgica, băie săracu? Aolo. E al dracu. E al dracu să fii. Am dat peste el, băie. Era bună o mașină. Oh! Aolo. Ești bine? Ia la cum să fii. Ești bine? Hai urcă, 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 urcă. Urcă. Dai, dai, dai. Vezi că e aici în față. E aici în față, da. Ce-i, bă, Georgica? Ce? Motorul. Și altul n-ai, Georgica? De unde? Din garaj, mă, de acolo, mă. Sunt o grămadă acolo în garaj, sigur că da. Hai, urcă aici. Luați-l pe ăla, bă! Hai, că te-ai auzit? Ăsta-i, ăsta-i, ăsta-i. Bă! Ăla nu era Eric, mă? Bă, Eric, tu ești, mă? Da, bre. Eu am crezut că e chinezul. Nu te-ai întâlnit cu ei. Tu nu am văzut că am dat peste tine. Dar de unde vii dincolo?
Mihai, salut. De undeva. Păi m-a dus până încolo. Sasuke albanezul, vineri, dau grad aici, băieți, vine. Uite, ăsta e, ăsta e, pe el, pe el. Vineri seară, vineri, băieți, săptămâna asta, vineri, dăm grade. Mamă, era bine dacă aveai pistol. Eu să mă ridic pe o rată, tati, să-i dau tare. Ține-te bine că să ne bun pe condus. Măcar e motorul lângă noi, nici nu se putea mai bine de atât. Înainte, cu Dumnezeu! Am zis că sunt nebun, nu bine. Am zis că sunt nebun pe condus. Ține-te bine. Mi-a căzut motorul în cap și ție. Mie nu, dar mi-ai rupt spatele. Dar de ce am căzut de pe motor? Nu știu. Mamă, dar aici e un gard, ne putem da jos de aici? Bă, what the heck? S-a stricat și asta. L-am pierdut. Tăși că am auzit ceva aici, îndreptat. Sigur e cineva aici. Mă auziți? Uite. Uite cum zboară. Aole, ăsta era Georgica, de-al nostru era. Iar după gard. Arș. Nu cădea atât, dar tot să nu ne rupem. Bă, dar repede strică motoarele astea. Care-i treaba cu gardul ăsta pe aici? Habar n-am. Au. Bă, dar nu înțeleg mă care-i treaba. Bine că nu ne-a lăsat gardul ăsta, că dacă ne-a lăsat gardul... Fă o magie, ceva, nu știu. Bă, nu se poate, mă, să ne oprim iar în gardul ăsta, mă. E strigător la cer gardul ăsta. Încearcă pe ce? Nu, mă, că e mai înalt decât se vede, cred. Stai că încerc acum. Mamă, stai că încerc acum să facem o schemă. Da, cu capul, te rog eu. Bă, nu vezi, mă, frate, că e mai înalt decât se... Uite-te, știu. Sunt captive, ce? Au! Stai așa, urcă pe aia că facem altceva, urcă pe aia. Stai că... Așa, stai să... Dacă mai pot, aș urca. Stai că am căzut și eu în pana mea. Stai așa, nu te urca acum. Ia. Poți? No. 21.86. Gata, mă, greșit. Hai bă, că ești aici. Scuze. Las că merită, să iei repede, să fugim de ei. Bă, voi aveți, mai aveți motor, Georgica? Nu, că s-a stricat, că era pe roșu. Și acum ce faceți, luați pe jos? Păi nu, ce să facem? Vreau să-l facă schimbă. Acum mă duc să văd dacă mai e bună de aici. De ce mi-era frică, n-am scăpat. Hai repede aici. Hai că mi-a trimis locație, vin Sile, vin. Te ții bine de data asta, da? Mhm. Cercăm schema 48 de 56. Poate dăm iar de un gard ăla. Să sperăm că nu. No, dar am dat de copac. Așa ce-i grart. S-a dus. Trebuie că mi-i mai dau. Mai dau până
sare motorul din ea. Eu nu prea văd clădirile, nu știu. Aici l-ai pierdut. Aici l-am pierdut. Ce s-a auzit? S-aude motocicletă. Bă, ce s-aude, mă? S-aude motocicletă. Ia să mă uit eu până crăpătura asta de aici, mă. Îl văd de aici după zid, îl văd până crăpătura. Îl văd până crăpăturile astea. Îl văd și eu. Dar bine că am dispat pereții. Pune de coastă, nu vezi că stă motor aici? Da, da, sărița a lovit de gardia la căsătura 1 și... Păi și din ce parte a sărit? Să sărim și noi. Da, aici, nu știu, pe dealul ăsta. Uite, văd că e ceva o ruptură acolo sus. Ia oricât aici, că încercăm să sărim. Ce Ei, zici, Brenner, Radu, da? Alo. Băi, na, bebe, nu te aud. De ce, mă, nu mă auzi? Mă auzi? Aaa, te aud, na, bebe. Dar, bebe, nu trebuie și mie o mașină, vrei că, uite, am dormit, bre, până acum, vrei, dracu, dacă e frig afară, uite, e zăpadă, e... N-am mașină, n-am nimic, nu știu unde sunt. Eu, dacă vrei, vorbesc cu vrăjitoare ceva. Putem să facem incantații, ne-a, să te aducem aici. Da, bre, poți, cum să că rog? Pe mine m-a învățat lingurar, țiganul, dacă știi. Da. Și fac știu, eu o incantație țigan, din aia. Ăla e țigan, ăla e mai negru ca mine. Fac o incantație din aia și te aduc aici, să știi. Be, fă. Hai că fac acum cu băieții. Băi, veniți încoace că trebuie să facem incantație toți. Trebuie să vă puneți așa, faceți un cerc. Vă puneți așa ca mine, Mind Control 2. Lăsați-l pe ăla să treagă. Vino și tu, Sile, aici. Mai aproape, Sile, mai aproape. Mind Control 2 acolo, dați. Cum? Bună și aia. Haideți cu incantația aia, băi, haideți, băieții! Adi! Mai dă-o dată. Hai și tu, Costu. Hai că s-a scris. Dar uite-te spre mine când faci din astea. Na, mamă. Hai, mă, ce-o fi așa de greu. Dar uite-te spre mine, băi, nu ți-am zis mai devreme. Ei, cu doi. Las că e bine și așa. Și acum voi repetați după mine, da? Da. Keros Fortuna. Keros Fortuna. La machina di jockey. La machina di jockey. Megapore Fortuna. Megapore Fortuna. A mers? Bă, trebuie să mai zicem o dată. Unde? Keros Fortuna. Keros Fortuna. La machina di jockey. Da, bă, dar ziceți toți, mă, că dacă nu se pune, mă, haideți încă o dată. Keros Fortuna. Keros Fortuna. La machina di jockey. La machina di jockey. Megapore Fortuna. Megapore Fortuna. Gata, numai că sunt la nea... Un lucru cât ai cantațiile au făcut. Bă, am mers, mă, am făcut de 3 ori, mă. De 3 ori am făcut. Dar era unul rușinos și nu voia să zică după mine. Păi și nu ai reușit, bre, din prima? Nu prea. Cap Mov așteaptă una unde de la Sile. Unde-i lingurarul ăsta? Să mai te vezi odată, că ăsta știe replicile. Nu știu dacă e în oraș. Ia zi-ne, bebe, facem ceva în seara asta. Bani. Păi bre, lasă bani, că tu, la că vii așa târziu, banii s-au făcut. Avem un băiat aici înăuntru, care s-a ascuns aici, unul chinezu, care știe foarte multe locații. Și nu vrea să dea nimic, nu vrea să zică nimic. Păduitorul, salut, Eculeu, ce zici, ești bine, sănătos? Știi ce am nevoie, nea bebe, am nevoie de un pistol. Nu cred că o să mă descurc cu ăsta. Răspunde, ce înțelegi? George, tu ai pistol? Da. Trebuie să... Nea bebe, să pui căciul la brecă, răcești. O am în geantă, hai că o mai am dacă e. Dacă îmi pun asca, e bună? Păi ce are, asta ține și la față, e mai bună. E bună, rău, și la urechi, la tot ține. Da. Ține și la poliție, că nici eu nu m-au cunoscut. Da, da, mănânc clătite, o, să ai poftă și eu mâncat azi, două am băgat mai devreme. Băi, Neradule,
Trebuie să găsim o soluție. Uite ce încearcă Nasile. Aolo, s-a făcut praf. Trebuie să... acolo? Da, știi vreo pe unde putem intra? Da, bre, cum să nu? Ia zi! Ia, uite mă, noi ne chinuiam. Îl sunăm... Bre, ascultă-mă un pic. Problema e simplă. Îl sunăm până a ciocată cu elicopterul și ne trecem partea aia, gardul. Bă, dar avem noi elicoptere, mă. Păi le avem acolo, pe aeroport. Ciorcică, care dintre voi știe să piloteze? Eu. Păi nu, tu dintre... Tu, Vlad, ai zis că te cheamă, nu? Da. Vlad, ia un din ăsta, un motor. Georgica, ia și tu un motor și du-te și aduceți elicopterele încoace, că sunt două elicoptere acolo. Ok. Tu ai încoace, Neradule. Da, bre, și traversăm și pac, coborâm imediat și aia e. Bă, eu... Dar mai sunt periculoși de aici? Unu. E ăsta pe care trebuie să-l prindem noi, chinezul, nu știu dacă ai auzit de el. E om de-a meu, mă. E pe dracu să le-a nici japonez nu e. Și cum, bre, te-a înșelat, te-a trădat, ce nu, ți-a nu, mă, băi, are locații, înțelegi? El colaborează cu alte mafii și are fortoare toate locațiile din oraș. Și nu vrea să le împartă cu noi și să facem și noi bani. Că n-are voie, că-l omoară sindicatul, că nu știu ce. Păi nu mai bine l-o omor eu cu mâna mea. Stai să văd dacă mă aude, stai să văd dacă mă aude. Chinezule, mă auzi? Japonezule! Băga-te-a și în... N-aude, băi, Neradule. Sau nu vrea să vorbească. Bă, de unde-i Sile, mă? Dacă era mai mic, zidul ăsta stăteam, uite așa, sărei pe mine, sărei înăuntru, dar nu era... L-am prins rapid în casă, bre, ce casă, mă? Nu răspunde Sile nimic. Silei! Mamă. Hai încoace să mergem în partea asta, că stăm degeaba aici. Ai mai făcut tu ceva bani prin oraș? Neradu. Nu am făcut, bre, am făcut, știi ce am făcut? Am făcut marfă de aia, bre, trebuie să o dau lui Nea Gigi, dar Nea Gigi mi-a zis nu pot acum că am portbagajul plin. Am și eu în trei mașini am băgat. Ești plin. Păi am stat cu băieții aseară. Am stat și cu primarul și el face brec, că i-a murit și primarul. Bă. Și el face marfă noaptea. Am înțeles. Bă, care trage, mă? Este așa. Păi ăsta-l tău, cum îl cheamă? Chinezul ăsta. Chinezule! M-auzi? Chinezule! Băgate-a și în... Brenea, bebe. Dar mi-a zis unul că ai învățat o fugă de-aia șmecheră de tot, o alergătură. Aha. Vezi, bă, că trage după dar noi. Și când alerg așa, doar când e pericol pe aici. Ia uite-mă. Fugi, bă! Fugi că vin pompierii Radule și ne împușcă. Hai că vin băieții cu elicopterele. Ce-i brede-ți-o pe ea așa? Zici, de gloanțe? Zici că sunt căpcăun? Zici că ești de la dezertat din armată. Aoleu. Uite că vine elicopterul, gata. Hai, ce se te mira, băieți? Da, eu n-am armă, bre, cu bastonul poți să-l bat. Eu nu te mint, am armă, dar e în portbagaj. Tu poți să scui, poți să înjuri. E la portbagaj, la... Cred că la Ford. Bă, ce-a făcut, mă? Care vrea să treacă primul? Care vrea? Hai, René Radule, urcă. Mamă, e prea crene, Radu, mă. Păi luam și pe ălalalt, bre. Poți să cartuiesc. Bre, bebe, dar n-am pistol, bre, și o să mă împuște ăștia. Ia uite, deja trage, vezi? L-am auzit, uite-l, bre, acolo, l-am văzut. L-am văzut și eu. Uite-l acolo, la peretele, vezi? Bine, Radule. Aolo, care trage? A tău să noi? Mhm. Dar de unde? Nu știu. Eu unul pe aici.
Dă-te tu jos aici. Dă-te jos aici. Acum. Păi, mamă! Aolo, maică, am venit, mamă! Bă! Ferească Dumnezeu ce am scăpat! Care ești, bre, ia-ne și pe noi! Ciocată, bre! Hai că m-am băgat Susanie! Ești cu ăsta full? Păi aolo, da! Dar cine-i domnișoara? Gabriela, bre! Bună! Fa! Unde tu râgnea, bebe? Ridică, ridică-l că ia foc! Aici, în dreapta, bagă-mă înăuntru, te rog! Mamă, dar tu umbli cu Gabriela, mă, nea ciocată! Aterizează aici, 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 e perfect dacă aterizează. Am dat-o vizită. Am dat-o vizită, bre. Vrei, Gabriela? Pe la mine nu vrei să vii în vizită? Pe la tine am adus-o, bre, în vizită, la tine. Cum ai merge treaba la medici acolo? Am auzit că a fost dat afară nevastă mea de acolo. Păi n-a fost dat afară, bre, a plecat ea. S-a supărat, o? Acum vă faceți de cap la spital. Vezi ușor, ușor să nu cazi. Fac ordine acolo eu. Tu ești șef, am auzit ciocată, a? Bre, na, ce să fac? Ia uite-mă pe ciocatul, șeful la medici. Eu eram co-leader, dacă m-au băgat directorul a plecat, șeful cel mare, cine vine? Următorul, nu? Matale, dacă pleci din oraș, cine vine? Tot eu vin, nu? Păi tot așa. Dar te-ai schimbat la față, te-ai lustruit, te-ai un la alta, când ai... Acum ești șef, nu mai merge cu... Cum o stăgeara mea, până acolo... Ai. Rândesc că am vrea aici. Ezan și sprincine frumoase făcute. Hai să mergem. Nu, bre, Nea Bebe, întreba de tine, Nea Bebe, dacă ești bine. Opa, ce e aici jos? Ce e acolo? Au! Hai jos! Neradule, ai pățit ceva? Am venit, ia uite-mă! Mâinile sus! N-am pățit nimic, bre, dar-l văzusem pe ăla, dar n-aveam pistol. Îl văzusem. Dar ce ai pățit, neradule, că sunt un... Ai tăiat porcul, ce ai făcut? A vrut să mă sar de acolo pe copac să mă prinde și am alunecat pe scoartă jos, m-am julit un pic. Aolo, păi trebuie să te prinzi de el ca și cum ai luat-o până între craci, așa trebuie să strângi tare. Unde vrei că primul s-a prins ăsta de el, ia uite-l și pe ăsta. Păi dacă tot am intrat aici trebuie să-l căutăm. Ciocată! O iau prin toate cotulanele astea pe aici. Dacă ai sânge în tine, sări! La noi, bă, ciocată! Ia uite-mă! Știi că nu mai urcăm la alea sus. Cum să ne mai urcăm, ești nebun? Știe ciocat, are tehnica lui. Ghepardul îi se mai spunea lui în tinerețe. Da, băi, nea ciocat. Bă, nea Radu, te pup, tată, ce faci aici? Bagă și mă pistolul buzunar, împrumut! Păi că ce face italianul, că nu auzi nemult de el? Nu știu, băi, ce face, nu știu, a plecat de posteră de aici, nu știu ce face. Ești sărac, bă, nea ciocată. Preda, eu știam că ai bani mulți, cumperi arme, vinzi arme. Nu cumpăr, bre, eu armă, unde-s Sile, unde-s Sile? Bă, Sile are arme. Bă, ați auzit? Bă, un pistol, bă, hoțule. Bă, ați auzit, mă, ce s-a întâmplat? Ați auzit? Bă, ați auzit ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A plecat nevastă mea din oraș, bă. Am auzit, bre, aseară, da, am auzit aseară. Știi ce înseamnă asta? Știi ce înseamnă asta? Da, bre, a făcut. Paranghelie. Paranghelie mare, da. Destrăbălare. Dezmăț. Auzi, bre, asta e Gabriela? A venit nebunul. Oh, Gabriela, ce faci, mai Gabriela? Uite, vezi, s-a mă dus, bre. Ce mai vrei? Nu, că asta e prietena lui Neradu. Nu, mai a mea, e... De ce, bre? Cu două fețe. Păi, mă înșeală, bre. Cu cine? Cu unul, bre. Nu știu cu cine, cu unul. Așa, mai Gabriela. Cu Andrei, ceva de genul, Andrei. Bre, nea, bebe. Știi cum era aia? Și ăla i-a zis la... Un băiat ăsta, care i-am cumpărat eu mașină din familie de aici și i-a spus în felul următor: să nu-i spui lui Neradu că mă mai văzut. Și el era cu ea.
și aminte, înțelegi? Dar eu am dovada, vrei, pentru că exista camere video la spital și am furat discul, discheta cu toată înregistrarea. Vre, ascultă la așa că, ura și la gară. Nu mai vrei, nu mai eu vreau. Poți să iei matale, nu-mi trebuie. Dar nu vreau eu, vrei, n-am ce să fac eu. Nu știu. Ce faci, Gabriela? Ia. Aaaa. Stai, vrei. Da, vrei cu mine. Vrei, mai căutăm sau? Băi, hai să-l căutăm, dar chiar. Hai să mergem să-l căutăm. Haideți, am nevoie de ajutor, haideți. Vom aici pe jos? Hai să începem jos aici, dacă am ajuns jos. Pistoale sau fără pistoale, ne ia bebe. Cu ciocanul. Dacă trage... Aie, mărimă. Ce faci, Sile, îmi dai bip? Ai dat bip, Sile? Nea bebe, mai ai băieți după telefon, care bă? Nea bebe, mai ai băieți după care care așteaptă. Păi și cum să mă duc eu să iau de acolo? Păi nu știu, un elicopter ceva să trimite acolo. Bă, ce m-am speriat. Culcă! Aolo, e aici, dați-vă, dați-vă în spate, dați-vă în spate! Dați-vă în spate, băi! Eu dat una de locurile și n-a trebuit. Stai jos! Fugiți! Bă, fugiți să nu vă împuște! Hai să ieșim afară, hai să ieșim afară de aici, hai să ieșim afară. Ieșiți afară, ieșiți! Mamă, ca la colectiv eram aici. Dă-te așa, dă-te așa. Băi, culcat că tragem! Au, 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 fugiți, 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 fugiți! Fugiți că vine! Au! Fugiți, fugiți, fugiți! Așteptați-l să iasă de acolo și tragem dacă iese de acolo. Trageți acolo! Mamă, nu văd nimic, nu văd bine loc acolo. Trageți acolo! Oh, era să-l împuși pe Georgica. Mâinile sus, am zis. Gata, bă! Oh! Mâinile sus! Băi, nu trage, nu trage, ciocată! Dar tu știi că ești prietenul meu cel mai bun. Culcat, am zis. Așa vă fac la tăr. Băi, chinezule, dă-i drumul lui Gabriela și dă-ne locațiile. Nu. Cum nu? Am zis... Dă-i mă drumul lui Gabriela. Băi. Vino încoace, vino încoace, chinezule. Mamă. Băi, nu trage, nu trage. Fii atent, lăsați armele jos. Lasă arma jos. Mâinile sus, mâinile sus, Sile, mâinile sus. Sile, mâinile sus. Gabriela, dă-te în spate de acolo. Acolo. Sile, acolo, acolo. Stai acolo. Uite că ți l-am luat pe Sile. Băi, dă-ne locațiile. Am toți oamenii afară, n-are ce să ne facă. Nu-ți mai donez dacă nu mă bagi în seamă? Bombele sunt peste tot. Dacă m-am apăsat un buton, plecăm toți. Păi, când o să tragem în tine, nu s-a pus să apeși nimic. Să te împușcăm. Păi, dacă o tras careva, strag direct în cap. Băi, ascultă-mă aici, bine. Plecăm amândoi. Singura chestie pentru care tu mai ești încă în viață este că știi unde sunt locațiile. Trebuie să împărtășești acele locații cu noi sau va trebui să pleci în mormânt cu ele. Nici o șansă că dacă faceți o mișcare bruscă, pleci tu. Păi și ce ai în gând? Spune ce vrei să facem. Îmi aduci un elicopter aici, mă urc în el și mă iau și plec. Avem elicoptere sus dacă te poți urca la ele. Fii atent, dacă ați făcut o mișcare, Sile, treci cu mine, treci în față, Sile. Sile ciocată! Sile în față. Cum poți să urci la elicopter? Sile în față. Cu mâinile sus, mâinile sus. Noi îl aruncăm sus. Sile. Nu mai ține arma aia așa spre mine că mă intimidezi. Dă-te, dacă nu le ieși arma jos, te omor. Fii cu mine, băi, lasă ciocată, mă, lasă pistolul vezi jos, ciocată, că te omoară. Fii atent. Debil psihic. Stinga. Debil psihic. Unde e elicopterul? Sus, pe clădiri. Hai aici. Hai. Unde fugi, nebunule? Hai aici. Mâncați-a sufletul tău. Ia, du-te în față. Du-te în față. În față. Ăla-i tata.
Nu, că nu putem să-l împușcăm ciocată că are informații. Are toate locațiile din oraș și avem nevoie de ele. Trebuie să-l convingem să ni le dea. Trebuie să-l convingem să ni le dea. Păi să nu-l omor, că pierdem locațiile odată cu el. Aoleu, viața mea mi-a dus viața la urină asta. Pe unde-ți naiba se urcă? Plecați, că trag. Pleacă. Dați-vă jos. Ciocată. Ai grijă cu fata ciocată. Cu părul alb? Ai grijă de fata ciocată. Cu părul alb? Bre? Da. Unde e ciocată? Nu știu. Îi spui să-mi aduc elicopterul aici, dacă nu... Aici, ciocată, du-te de elicopterul! Aici. Stați ascunși aici până ia elicopterul. Păi Gabriela. Păi ce facem? Aveți vreun plan ceva? Era da, bre, am văzut acolo în curte o mașină de aia de tuns iarba. Aia e bună, bre, la vară să tundem la tine acolo acasă, la spital. Aoleu. Băi, Neradule, noi ne batem aici de viață și de moarte și vrei să tunzi iarba. Da, bre, de la vară ai curtea frumoasă. Lasă, bre, că am eu un ghir. Păi și dacă mor, până la, dacă mor până la vară. Cum să mor, bre, uite ce e aici. Ia uite-l pe Roland Garros cu iconițele lui și-a pus iconițele și-a... Da, de dragul ei, nu mor, bre, nea, bebe. Alu, da. Gabriela? Da. Sunt fleașcă. Instagram Pericol Gaming. Băieți, haideți mai în spate un pic, că nea bebe are treabă. Haideți mai, nea bebe? Da. Uite bre, dacă vrei camere, nu știu pe aici camere, dar ia-o și mata în brațe. E prea tânără, bre, eu sunt bătrân. E speriată, bre, e speriată. E tânără, trebuie să umple cu băieții ăștia tineri cu mine. Cu Georgica, cu Eric, cu... Aoleu, m-a disperat ăsta, nea bebe, după gar vrea și el să vină aici cu elicopterul, cu ceva. Cum, bă, cum îți zice ție? Cum îți zice ție? Cristi. Nu te aud pe tine, ia zi-mă, tu mă auzi? Cum te cheamă? David? Ce CNP-ul ai? 2, 5, 6? 8? 2, 5, 6, 8? Lasă că cum plecăm. Nu mai mă suna. Aoleu, ne-a ciocat, ești bine? Ne-a ciocat, ajută-l, Gabriela. Ia uite ce spate are. Ajută-l, ai l-ai ajutat? Ne-a ciocat, ești bine? Aoleu, bre, nea bebe. Ce-ai făcut? Nu mai nimeni sus. Stai, bre, ci că l-a luat cu elicopterul, dar cum n-ai bani urcând și noi acolo? Da, bre, da. Cum n-ai bani urcăm acolo, mă, știe cineva? Aoleu, am sărit aici, ești nebun. Băi, luați-vă în brațe! Luați-vă în brațe, 2 cu 2, că cobor să vă iau, luați-vă în brațe acolo toți. Luați-vă în brațe și eu cobor să vă iau pe casă acolo. Luați-vă în brațe, bă! Luați-vă în brațe, bă! Trăi Varneamu! Băi, luați-vă în brațe, mă! Luați câte doi, câte doi, că altfel nu încăpeți dacă nu vă luați în brațe. Radule, ia și tu pe cei am brațe, Radule, că nu încăpem toți așa. Și nu fac 10.000 de ture. Am vrea că mi-am luat prințesa războinică. Stai așa, răsuie-te și rămâi acolo. Vino el ăsta lângă mine, că te iau eu. Am mers în direct acasă, a? Trebuie să-i pâine, că am primit mesaj de la Sile, că l-a luat cu elicopterul. Mamă, dacă nu eram atent, beleam. Păi că vină-te la 3-4-9. Beleai, Bipu.
Dacă nu feream capul bele... Aoleu... Bre, da, ce subțirică e, bre, găbița. Știi cât de ușoară e? Bre, dar dai pace, n-ai zis că nu-ți place de ea. La fel, nu că nu-mi place, bre, mie îmi place, dar nu ne potrivim, bre, că ea e dornică. Ea nu e... Ea nu e de casă, bre. Ea e dornică și tu nu mai poți. Ea nu este de casă, ea e de vilă, de altceva, înțelegi? Da, am înțeles. Așa e, măi, Gabriela, ce zice Neradu? E fată cu minte, măi, Gabriela, mă, dai pace. Doar că e tânăr, îi trebuie și distracție una alta. Ești pe dracu tu. Băi, nea ciocată. Nea ciocată. Ciocată! Bă, mă aude mână, mă auziți? Eu dar da, bebe, te auzi. Nea ciocată, când ai băgat ultima dată motorină în ăsta? Am 6 luni. Ciocată! Acum 6 luni, acum 6 luni. Cred că ciocata a dormit, a dat de căldură și doarme. Nu mai vrea să urce elicopterul, să știți. No. Aoleu. Hai că înotăm. Nu mai vrea să urce elicopterul, băieți. Vrei eu săr decât să cad, mai bine săr. De ce mă să sari? Ești pus să-l au? Lasă că mergem așa pe deasupra apei, ușor, ia uite la urs. Ce face nea bebe să atinge apa? Mai jos, băi, nea ciocată, când ai băgat motorină ultima dată? Mai jos, nea bebe să atinge apa, mai jos. Vrei nea bebe, acum vreo 2 ani am pus motorină. Da. Ăla-i, așa nea bebe, uite, vezi, sper și lui tălpicile alea. Păi... Aoleu, nea bebe... Păi ce să fac, bă, dacă n-ai băgat motorină? Nu mai merge, nu vezi că nu mai poate? Aoleu, păi țar familia. Bre, mă trece ceva, hai că-i dau un rezervor. Dă-i că poate merge mai repede. Poate ne înălțăm, a? Are cineva numărul Sile? Eu? Da, eu. Trebuie să aflăm pe unde, să aflăm unde l-a dus. Alo. Bebe. Da. Știi ce m-am gândit că ar fi mai ok? Ar fi mai ok să-i dai domnul Sile, că știu că l-ai luat. Stai să-ți explic, stai. Să nu le continuăm ca și cu Andrei sau cu ceva, cum ai făcut tu cu Andrei. Hai să ne întâlnim într-o locație, îți dau locația, ți-l dau pe Sile și totul dispare, ce-am făcut și rămânem prieteni. Păi și ne dai și locațiile? Locațiile, cică. Păi care a fost treaba? Care locație? Păi nu-ți dau 7 locații câte am. Una și bună. Băi, eu le vreau pe toate că trebuie să le împart cu băieți. Hai că vorbim acolo. Cheamă-mă și vorbim acolo când ne întâlnim. Nu, dacă-ți convine cu una, facem afacerea. Dacă nu le au ce cu una, bre? Îi afacerea cea mai scumpă. Adică faci cei mai mulți bani. Ce locație? Ia zi. Aia de hecăit. E cărit. Ok, trimite în locație să ne vedem acolo. Tre. Alo. Adio. Aoleu. Alo. Da. Locația de hecărit. Da, am zis că da, din greșeală am apăsat pe un buton aici în elicopter și eram să ne facem căcat în pana mea de la telefon. Am apăsat pe butonul M în loc de N. Fii atent. Cred că o să murim, sincer. Aolo! Bă, mai sunteți în elicopter? Păi du-te la garaj. Da. Ascultă aici. Murim! Aoleu. Nu murim nea bebe, că condușma tale. Aoleu, viața. Iese fum. Îți trimit o locație. Trimite în locație și vin acolo repede. Bun, pa. Repede. Bă, se oprește. Aoleu. Mergi pe. Mamă, ne-a ciocată, murim. Vezi că aveam eu un kit de reparație, stai așa că fac da, o mare. Da, și cum merge ăla. Aoleu. Îi dau eu nea bebe acum, ia vezi nea bebe dacă merge. Mergem la locație, țineți-vă bine. Aveam și geamul spart și aterizează în bot.
Mamă, avem motorul 90% praf. Mai merge doar așa, gen, i-a intrat pe diesel, i s-a dus turbo, i s-a dus tot. Bă! Bă! Ce? Nu vedeți că-i pușcă ăla? Nu vedeți că-i... Nu pot, frate, e la maxim, dar-i pușcă... E par două pistoane. Aoleu. Cred că murim, băieți. Toată lumea s-a apese butonul de like. Cine? Nu, bă, vă râdeți în fața morții, mă? Aha. Ce să face nea, baby, doar nu să plângem. Ar trebui. Bă, cred că mai pușcă de două și gata. Unde l-ai, bre, Petrov? Băi, suficient că să ajungem. Acest video ajunge pe YouTube, gen, înțelegi? Acest video ajunge pe YouTube, băieți. Avem pușcăria jos aici. Acum s-a dus. Bă! No. Aolo. Ușor. Și o să explodeze sau ceva? Nu, o să-mi cadă jos, dar nu explodează. Mă, trebuie să găsești un loc unde să-l pui jos, a? Hai, apropie-te că o să sar... Aici, un pic în față. Ia. Hai, e bine. Mamă, super, bravo, frate. Bebe. Pilot de pilot. Uităm în jos. Dar cu ce mai plecăm de aici? Ia, după poți aici, nu este urmașul. Ia, garajul. Bă, calmează-ți că te iau la bătaie, ieși afară. Ieși afară, că acum ați dau glunt. Ieși afară. Bă, ieșiți de după mașină, că pe amândoi vă pun. Vrei, Georgica, ia deschide ușa. Georgica! Campiu e ceva. Păi am venit cu ăla, pe rupere am venit cu el. Hai, bre, înăuntru. Bun, acesta este primul meu live pe care îl văd. Sebi, salut, ăsta e episod. Haide. Uite, aici e Sile. Sile, ridică-te. Locația și totul dintre noi se va termina. Sile, e bună locația asta? E bună. Cea mai bună. Ai testat-o? Da. Păi de unde crezi că are audio ăla? Singurul pe lume. Nu, bine atunci. Și celelalte când le dai? Care? Celelalte. Ce-ai zis? Nu, întreb așa ca fapt divers, nu acum, gen. Celelalte niciodată. Cum, mă, niciodată? Niciodată. Nu, bine atunci, las că ne mulțumim și cu asta. Asta și bună. Pune pe aia să caute, că-i ții acolo la casă pe degeaba. Într-o zi le-am găsit toate. Pune-i să caute, tată. Ești bun pe ăstea și ți le zice cineva. Nu mi le zice nimeni. Că-ți dacă mi... Vrei, ieși afară. Bă, stai, mă, nu trage. Băi, Georgica, tu știi vreo locație? De? Te întreb dacă știi vreo locație. Nu. Ha? Nu știu. De ce minți? Că-ți dau armă în cap acum, de ce minți? Nu am. De ce minți? Că-ți dau cu armă în cap. Nu merge că ți-aș da. Eu știu, am informații că tu ai locații, da. Nu știu. Dar cum facem? Rămânem prieteni sau? Dar sigur că rămânem prieteni. Acum dacă ne-ai dat o locație, suntem ca frații, gen. Nu mai e nicio problemă între noi. Sile, ieși afară. Păi, Gabriela, cu cine te vorbești la telefon? Cu Oliver. Ce zice? Mai ai fleașcă după tine? Hai, v-am pupat. Bă, noi trebuie să-l prindem. Noi trebuie să-l prindem, mă, pe ăsta, mă. Ne-o dat locație bună aici, să ne-o păcăli, Sile. Ia verificați locația. O vreau și eu, și eu, și eu. E țeapă, așa-i? Ce soste? Da. Bă, cum o să fie țeapă, mă? Bă, și am avut încredere în el, mă. Păi ce soste, mă, că rafturi? Să, ce le-a dorocit? Bă. Mă dor ochii, nu mai mă dor ochii. Ce vrei, bă, Arcașule? Mamă, acum mă sună ăla la altul, frate. Da. Alo. Bă, fii atent că pun mâna pe tine în câteva minute. De ce? Păi nu-i bună locația. Păi dacă nu știți voi să...
Ești ca și mort, păzește spatele. Mamă. Bre, când am zis că ești ca și mor, păzește spatele, nu mă mai suna, că vin eu imediat în ceafa ta, nu mă mai suna. Ascult. Ia uite-mă. Bebe, nu te auzi live deloc? Ia zi, băi, Arcașule, da. Tu erai cu elicopterul la care se prăbusește. Da, eu eram. Unde sunteți? Sunteți bine? Suntem bine, da. Ia zi. Dar e locația. Ia zi. Dacă e să mă văd și eu cu Gabriela, ai vreo problemă? Mai trebuie să ne vedem. Pe urmă discutăm asta. Păi unde ești? Mai ai probleme, cu colegul tău. O demisionat, lasă. Din ce am auzit, domnesc într-o organizație. Eu, sunt foarte bine. Unde vrei să ne întâlnim? Dăm locația că vin eu după voi. În cât timp vii? Dacă poți să vii repede, că n-am timp de stat. Vin pe autostradă. Hai că-ți dau locația acum. Ia uite-mă. Să-l așteptăm pe ăsta să vină, pe Oliver Beșino. Păi Gabriela. Mamă, iar mă sună ăsta. Bă, nebunule, n-auzi că sunt, alo, în spatele tău? Ce vrei, mă, de mă suni? Eu nu-mi păzesc spatele, că tot timpul mă duc în față. Hai, te pup. Auzi, bă, de ce mă sună el, mă, chinez. Bebe, uite, ăla de jos de acolo a furat degea dinăuntru după perete un ciocan. Zici să-l pună la loc. Lasă-mă să-l fure. Bă, ăsta e ciocanul meu de acasă. Și de ce a furat un ciocan? Pentru că el nu are de aia. Acum are, vrei? Acum are ciocan. Îi supăra, mă, bre, ăsta a fost gagicul lui Gabriela. Băi, nea, bebe, trebuie prins. Cine? Chinezul ăsta. Și torturat, bre, ca să spună toate locațiile. Nu așa să te păcălească, uite, că ți-a dat țeapă, te-a adus până aici. Și nu-i nimic, e un magazin goală. Și ce sunt cu mașinile alea? Ce mașini? Ce sunt mașinile alea? A venit Arcașul, mă? Uh-huh. Băi, Arcașule. Da, sunteți bine? Suntem bine, ia zi, care-i treaba, ce vrei să vorbim? V-am văzut păbusindu-se și mi-am făcut griji. Pentru noi? Da. Mă tot sună unul. Zi, care-i treaba? Nu știu dacă sunteți bine. Cum e treaba cu Gabriela? Cum? Mă tot sună bombalăul ăla. Care-i treaba? Amuză-vă dacă e bine, nu mi-o mai răspuns. Păi dacă ai, cred că ai zăpăcit-o cu telefoanele cu mesaje. Nu, dar am auzit că o mers pe insulă. O sufoci, o sufoci cum ar veni. Îmi trec să vă apăr pe Dumnezeu pe toți de aici, îmi sunteți ca frații mei. Ia uite ăsta ce bucată mi-a băgat. Scuze. Mersi, mersi și tu, mersi. Ce scuze, dai cu sunt eu, sax de box? Băi, eu nu știu ce să zic de băiatul ăsta chinezul. Chinezul? Mă tot sună. Cine, chinezul? Ce vrei, bre? Băi, Arcașule. Ce vrei, bă, Cristi? Arcașule, lasă telefonul, că vreau să vorbesc cu tine. Ascultă-mă aici bine, Arcașule. Arcașule, mă auzi? Da, te aud. Fii atent, în seara asta vreau să mi-l prins pe chinezul. Vreau să mi-l prins și să afli informații de la el. De unde... Aia pică pe mine. Nu contează. Vreau să afli, locațiile de... Păi bă, tu ești ero sau ești pompălău? Te îmbraci, îți iei costumul de Oliver Queen și te duci la el și zici: chinezule, ai dezamăgit acest oraș. Și bagi o săgeată în el. Dar să nu moară așa un pic. Zine, Radule. Până să bage săgeata, să spună culcat. Radule, tu știi pe Oliver Queen? Zici și ero sau Arcașul? Cu bre, nu știi. Păi tu te-ai uitat numai la Dallas, de aia nu știi. Îl știu de băiat rău, bre, s-a băgat cuțitul în mine. Tu știi numai tu știi de Dallas, mă, nu știi de erou de astea, nu? Da, bre, de Dallas știu, Bobby, Pamela, Sele. Ce v-am zis, băi, ce v-am zis? Am văzut elicopterul și mi-am făcut griji pentru voi. Bre, bre, ciocată, tu ai auzit de Arcașul, de erou? Da, bre, știu, cea mai mare Arcaș care trage pe lângă țintă. Da, de Dallas, de Dallas ai auzit? Zi-mi un actor din Dallas. Ăla care... Ia taci, mă! Jere! Mamă, l-a luat direct pe ăla.
Hai mă, că nu e cel mai cunoscut Jere. Zi numele lui Jere, care e numele lui real? Eee, căcat. Băi, tot mă sună ăla. Eee, ai văzut că știi el. Băi, mă, tot sună colegul ăla care s-a dat demisia. Tot zice să merg. Unde? Nu știu, doar îi zic să vin aici și voi vă ascundeți. Da, zi aici, zi aici. Noi ne ascundem și sărim pe el și îl prindem, da? Hai băieți, bă, urcați-vă pe astea sus și vă puneți pe burtă. Unde să ești? Nu vă vedeți. Tu dai locația, dai locația. Unde de aici. Ești? Suiți-vă pe ele, pe aici, pe unde vă suiți și vă ascundeți, pântufiși pe burtă pe astea. Eu îți dau locația să vii aici. Ia ciocat, ascunde-te și tu. Că n-am mașină. Hai că am adus o mașină serioasă, ai văzut? Nu am mașină, cu ce să vin. Nu pot să vin la spital, nu am mașină. Pe asta. Hai urcați-vă, urcați-vă și ascundeți. Dar vreau să stați pe burtă. Să-l cu prinde. Ce m-a amenințat pe mine? Zi bă să vin aici, bă! M-a amenințat. Păi zi să vin aici, locație, mă. Locație. Trimite-i locația să vin aici. Zic bă, că... nu am mașină, cu ce să vin. Dacă vii, vii tu după mine. Trimite locația și închide. Îți zic unde să vii. La 959, trimite locația. Bă, 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 ascunde-te, ascunde-te! Mamă, am pușcat ăla, mă, chinezul. Ia le cu să fii chinezul. Ah. Ești bine? Da, ești bine. I-ai trimis locația? Acum mai zic. Eu mă ascund că se trage. Băi, iar... da. E aici, e aici, e aici chinezul, bre. L-am văzut că a tras în aerul. Uite, e în partea aia acolo. E după, nu, e că a plecat de acolo, că am tras. Ce ai căzut, mă, e Gabriela? Bă, dar cum mă pun pe burtă, mă? Hai, toată lumea, ascundeți-vă! Ia-ți o mașină și după chinezul, stați băieți, așa că suntem... Tașca a venit ăla chiar, da? Cine ăla, mă, chinezul? Ia, Tașca, ăsta e chinezul, ești nebun, stai că-l punem pe el. Băi, dă-te jos, băi, că te împuși, dă-te jos! Mâinile sus! Mâinile sus în momentul ăsta, nu, mâinile sus! L-am prins. Băi, pune-ți careva cătușe ceva lui ăsta, mă. Nu mai trage, băi, la ciocată! Are cineva cătușe să-i pună? Băi, ai grijă, ai grijă că... Băi, nea ciocată, ce am zis eu să nu tragem, băi, nea ciocată, bă. Băi, nea ciocată, băi! Tu știi ce mi-ai făcut acum? Dacă omul ăla moare, eu am pierdut toate locațiile din vina ta. Ce ți-am spus eu să nu tragem? Bre, când zic eu nu tragem, nu tragem! Bre, ți-le vie cum ai iată, bre! Păi nu merge așa! Nu tragi, nu tragi! E simplu! Bă, Ero, ai chemat pe ăla sau nu l-ai chemat? Bă, Gabriela! Știi să faci colivă? Gata, ia uzi. Faci colivă pentru ăștia doi. Vrei să fii tu directoarea la spital că tocmai ți-a murit șeful? Ha? Da, vrei. Gata, o punem pe Gabriela directoarea la spital că i-a murit șeful, ia uite, i-a murit. S-a împușcat cu ăsta, s-a bătut cu el, cu ăsta de jos. Trebuie să chemăm poliția să le spunem ce s-a întâmplat. Vrei, eu mă duc să-i grob acolo. Eu măcar m-am făcut motor. Băi, lasă aici că am sunat la poliție. A, da? Am sunat la poliție că am găsit doi răniți. Nu, bre, că dacă vine, uite, un echipaj s-a preluat apelul. Deci noi îi lăsăm aici, uite, ciocată, de exemplu, are pistol în mână, îl vede, îl găsește și pe ăsta, îi găsește pe amândoi cu arme.
le face dosar penal din asta, din culpă că au murit amândoi și aici s-a terminat bâlciu. Lasă, bre, trântim motorul ăsta, cei că au căzut cu motorul, au venit aici, au derapat și au căzut. Când vine poliția ne ascundem toți, să nu vă lăsați prins sau ceva, că după aia e jale. Vedeți de acolo, că să nu zicem cum. Când vine poliția ne ascundem toți când auzim sirenele, dă-i, dă-i. Dă-te mă alea roșu de acolo. Ciocate roleplay, frate. Da, mă, ciocate, mă, îi zic, bă, nu trage, mă, păi, dar credeți că eu nu pot să-l împuși pe chinezul, îl împuși cam de 100.000 de ori. E vorba de a face și un pic de spectacol de ceva, să nu ne împușcăm, da, să vii așa un pic. Că ăștia au făcut accident cu motorul, săracii. Da, au venit da, din de pe acolo cu viteză. Mă. Păi, au avut pistolul în buzunar, s-a descărcat pe nici să le fac. Așa e, că n-au căzut. Băi, hai, ascundeți-vă că o să vină poliția și o să fugiți ca bezmeticii pe aici. Hai, ascundeți-vă toată lumea. Vine, 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 neradule, fugi. Dar n-am, bre, n-am pistole, las că îi ține-te. Nu, bre, ascunde-te. Și unde să mă bag, frate. Vine, ascundeți-vă. Eu mă uit din rulotă pe geam, băiți. Tăceți, băiți, tăceți. Vine poliția. Fugi, bă! Capul meu. A crezut că fuge? Mă duc că mâine am teză. Hai să vedem ce face poliția, uite. Da, dar de ce fuge, nu ai ținta pe ele, nu știe să piardă, vrea să câștige mereu, nu se lasă prins? Păi da, mă, dar dacă se lasă prins, nu se termină roleplay-ul, gen. Mie îmi place să fie așa, cu acțiune, cu urmăriri, cu nebunii. Ia-l pe unul și ajută-l. Ia-l la spital, băiți. Bacheta din spate. O să-i ducă la spital și o să-și revină, dar... Pare că va fi următorul target la mana? Nu știu, mă, nu, mai mult de 1.000.000 nu cred că pun STN, nu pun mai mult de 1.000.000, 1.000.000, dar... Cred că dacă am strâns până acum, în cât suntem? În 13. Cred că putem să strângem 2.000.000, gen. Cred că putem să strângem 2 milioane, mana. Dar 1 milion e ok, nu vreau să strâng mai mult, adică. Ei, o pleca, gata? Da. A cui e motorul ăsta? Ei, alu ăla care a murit. Gata, prenea, bebe, hai că am scăpat de ei, a? Nu, m-am făcut motor. Trebuie să mai găsesc niște motoare pe aici. Hai, băi, să mergem acasă. Hai sus de luță. Băgăm ieși piciorul. Atenție la poliție. Rog și eu nu am. Ce noi, Alin? Băieți, vinerea asta dăm rancuri aici pe Trovo, să știți. Toți cei care o să vină vinerea asta primez rancuri. Mamă, uite-l pe ăla cu mașina. Mercedes-ul, de fapt. Dacă nici acum nu pot să sar. Nu, pe urmă, nici acum.
Bă, dar de ce nu mi se mai duce mașina, motorul înapoi, mă, frate? Că aveam din de se ducea înapoi. Mâine am teză la mate, să ai baftă. Pericol versus două, mana, mana. Mai mi se duce motorul înapoi, dacă știi ce zic. Uite cum mi s-a dus, nu știu ce se întâmplă, se întâmplă ceva. Aolo, era săcat. Pericol. Probabil că nu pot veni că sunt plecat. Laurențiu, da, da, hai să mergem acasă. Laurențiu, tu ai VIP, Laurențiu, cred. Te doare la bască, cred că VIP ai, nu? Poți să instalezi pe calculator, trebuie... Băi, nu trebuie să instalezi, intri pe browser, nu trebuie să-l instalezi. Doar pe telefon îl instalezi o formă de aplicație. Dar pe calculator te conectezi ca pe YouTube, ca pe Twitch, ca pe toate. Înțelegeți voi sau nu înțelegeți? Cred că în partea asta e casa mea, dacă nu mă înșel, nu? Că pe aici ar trebui să fie casa mea, nu? Nici nu știu unde e, frate, să mă rugăm dacă știu unde e. Nu știu unde e casa mea, băieți. M-am feeling cu mor, băieți, fița de... Aolo, număr. Aolo, ba da. M-am dus, băieți, aolo, ești bebe Moise, ai jucat și tu. Ia uite, mă, mi-a revenit deja, mă. Nu, nu te dă în jos, nu în jos. Cum poți să iau VIP? Băieți, vinerea asta dăm rank-uri noi, avem rank nou săptămâna asta. Și o să mai avem pe viitor, că am rezolvat problema. Săptămâna asta avem rank boss. Așa se numește rank-ul, o să fie luat doar vinerea asta. Cine o să fie vinerea asta o să ia rank-ul boss. Rank-ul acesta e dat pentru toți cei care... Mamă, nu știu pe unde sunt, tati. Am din cauza de la zăpadă, nu știu pe unde sunt, frate. Nu știu pe unde sunt. Unde-i mă casa mea, mă, frate? Hai mă că mă duceam drept, mă duceam bine. Pericol mie nu-mi răspunzi? Nicola, dar ce să-ți răspund? Dacă tu îmi scrii nu-mi răspunzi, nu-mi răspunzi, dar ce să-ți răspund? Pune o întrebare pe chat și când o să o văd, o să-ți răspund cu drag. Aolo, bebe Moise. Ia uite, l-a ajuns înaintea mea. Te pot întreba ceva, sigur? Nuntă Isis? Ce nuntă, mă, mai nebunit cu nunta ta? Să-i dea cineva bani la băiatul ăsta, că m-a nebunit cu nunta. Dați bani la asta o săptămână să nu mă mai zăpăcească pe chat. Am VIP și star pericol. Lorențiu, le-ai pe amândouă, ticule. E, am ajuns cu bine, mă bucur. L-ai rupt coloană pe băbiță. Alin, salut, ticule. L-am rupt. Ia zi, băi, Aline, că am văzut că tot ești cu tirul pe acolo de niște vloguri, când v-a apucat și voi? Aolo, aolo. De ce nu vă băgați să faceți niște vloguri? Ce faceți cu tirul? Pe unde mergeți? Țaca, paca? Mamă, sunteți prea șmecheri. Ce? Ioi. Tu ai condus până aici, Gabriela? Mamă, dar te descurci, nu glumă. De șoferiță, nu așa. Am avut tendința, doar că nu mă pricep la content. Înveți, mă, înveți, Alin, învățați împreună dacă e. Vă uitați la alții, vedeți ce fac ei, cum fac, cum nu știu ce. Și înveți, că în orice meserie te-a pus să fii tâmplar. Păi știi ce să faci, nu știi nimic când te-a pus pe iată, ești lemn, cum ar veni. Păi ușor, ușor, mai vezi la unul, mai vezi la altul până îți faci propriul tău stil. Asta dacă îți face plăcere și dacă te atrage, gen ca așa, na. Când faci aia de Crăciun? Băiți, eu o să mă bag puțin în casă, că am, trebuie să-mi fac somnul de frumusețe. Mă sună Oliver. Domnule bebe, unde sunteți? Ia uite, sunteți? Nicon. Sunt la mine la casă, de ce? Am rămas acolo, că am probleme cu orașul. Mă pregătesc să intru în casă, că vrea Gabriela, nu știu ce, să vorbească cu mine. De ce mă întreb, Oliver?
Domnule Bebe, vrei să mă supărați? Adică? Sunteți fratele meu, ziceți direct. Păi ce să zic? Am rugat-o să zică să vin după mine. Cine să vină? Dumneavoastră, sau credeam că ziceți prin zonă încă. Eu să vin până acolo, nu mai intru, că trebuie să mă bag în casă, ca întreabă. Tu încearcă să nu treci pe aici, pe la casă, că am eu niște treburi de rezolvat, bine? Și ne vedem mai târziu pe la spital. Gabela, e în siguranță, e cu mine aici, e în siguranță, e cu mine. Gabrielul l-am băgat în preț. Băieți, eu mă duc, am treabă în casă. Puteți să mergeți să mai plantați și voi. E foarte important să căutați locațiile din oraș. Dacă se simte cineva că se plictisește, mergeți până oraș și căutați locațiile. Avem nevoie de locații. Nu știu, împărțiți și voi cu oameni să faceți și voi bani. Să faceți. Am una dintre ele. Bravo. Aola. Da. Ce beneficii are Ram cu boss? Păi o să vedem ce beneficii punem la el, nu știu, să poți să scrii fără să... Să poți să scrii fără să ai cooldown și chestii de genul. Ar fi foarte, foarte important pentru voi să veniți vineri, pentru cei care nu au... cum se numește? Pentru cei ce nu au niciun rank sau ceva, ar fi foarte indicat să veniți. Băieți, o să oprim și live-ul aici. Vă pup pe toți. Aolo, vă mulțumesc pentru vizionare. Ne auzim mâine la un nou live. Avem și episod de dimineață pe care o să trească să-l programez, să-l fac ceva, dar o să fie ceva mișto. Vă doresc o seară extraordinar de frumoasă, la fel ca și voi. Pa, pa, noapte bună!